Adică trebuie să-mi pună întrebări stupide. Asta ne povestești tu acum, da, în a doua parte, da, da, de întrebări stupide, nu? Nu pot. V-aș da, mamă, deci v-aș da, dar nu pot, deci nu pot. Vedeți, mă, mă urmărește femeia. În timp ce eu o macheam. Păi și, gen, printele mea, deci... Ne v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Corinei. Astăzi alături de noi avem o invitată foarte drăgălașă pe care mă chinui sau m-am chinuit sau ceva de genul să o aduc de ceva timp la noi în podcast. Este vorba despre Diana Muntean. Cred că o parte din voi o cunoașteți deja de ceva timp. Cei care sunteți în Londra, cel puțin, cred că și o parte din cei care nu sunt în Londra te cunosc deja. Diana, ca să nu o lungesc prea tare cu introducerea, îți mulțumesc că în sfârșit ai reușit să-ți găsești timp în programul tău foarte, foarte încărcat ca să ajungi la noi în podcast. Că drag, că mare, mare drag. Îmi pare rău că te-am ținut atât de mult în stand-up, dar sunt aici. Îți mulțumim. Acum, ca să zic de ce am vrut neapărat să o chem pe Diana, este pentru că mie nu-mi place în general să fac... îmi place să fac reclamă gratuită, dar nu-mi place, adică nu sunt genul de persoană care să facă reclamă la modul că să mă pup, acum pe românești și să pup un fund degeaba. Pup un fund acum un motiv în general. Dacă merită, nu? Da, exact. Spun asta pentru că tu ai fost, cred că ți-am spus și atunci, în momentul în care m-am macheat, eu foarte sceptică pentru că am avut niște experiențe cu... Mi-aduc aminte perfect. Cu machiajele. Am avut niște machiaje foarte... weird înainte și a fost, cred că, primul machiaj pe care mi l-a făcut un make-up artist, în care tenul meu a arătat exact ca în reviste. Wow. Adică, știi, să nu se vadă porii ăia, să nu se vadă imperfecțiunile alea, să se vadă exact așa, cam cum nu am eu tenul, neapărat, eu având porii deschiși, să se vadă așa, ca și cum e totul acoperit. Și atunci, știi că am venit pregătită chiar să mă demachez. Știu. Cu... am fost chiar atenționată că o să vină o persoană super... cu pretenții. Sceptică, nu? Da, pentru că am fost la niște make-up artist înainte. Eu nu prea sunt genul care nici să dau review-uri proaste. Trebuie să fie ceva exagerat ca să dau un review prost. Nu știu, să știi, să fiu foarte, foarte supărată. Și atunci mi s-a întâmplat o chestie de genul ăsta chiar la Ciprian, care e alături de noi pe canapea astăzi. Bună ziua. Ce relaxat stai acolo. Da, relax, am și fructele cu mine. Așa. Abia aștept să încep cu întrebările. Și am fost la ei la nuntă în Onești. Da. Și tu ai uitat că te-ai însurată. Și mi-a recomandat soția lui Ciprian, Andreea, un make-up artist acolo. Eu m-am gândit că, mă, dacă se machiază mireasa acolo, știi cum e? Da. Mergi pe mâna ei, știi? Mamă, și când am plecat de acolo, aveam un ochi mai sus, unul mai jos, niște culori, și în timpul ce mă machia tipa de acolo, îmi spunea că îmi povestea cum doar ce-i ajunseseră machiajele, o întrebam cum a dat comandă de ele și îmi spunea că le-a găsit pe un site, că i-a recomandat cineva, nu era... Adică nu aveam... Da, dar n-aveam pretenții să fie ceva de brand sau... Numai că erau niște branduri despre care chiar n-auzisem niciodată de când mă știam, știi? Okay. Și mă uitam la ea că lua toate culorile, mi le punea la ochi și aia, să încercăm și pasta, știi? Și într-un final, când am ajuns să plătesc, am plătit și tipa de acolo spune, ești mulțumită? Da, zic, e ok. N-am reușit să mă mai demachez pe moment atunci, okay, pentru că trebuia să ajungem la ei la prima dată la biserică și deja era din scurt, deja eram în întârziere. Am mers așa la biserică, dar mi-era o rușine. Vai, când am plecat de acolo eram și domnișoară și știam că apar și în toate... Vai, și așa mi-era o rușine. De felul care arătai. Da, oribil, deci, oribil. Mă chinuiesc puțin cu fetele la păr care au reușit să-mi facă ceva, dar nu, sub nicio formă. Abia după biserică am reușit să ajung înapoi și să mă...
să mă demachez și să-mi fac eu ceva acolo. Orice altceva era mult mai ok decât ce aveam la ochi. Și atunci, în momentul în care mi-ai făcut tu machiajul ăla și m-am uitat și am zis, wow, uite! Da, mi-aduc aminte. Și am mai fost așa la oameni, mi-a făcut un make-up în București la o doamnă foarte drăguță, ce-i drept. Uh-huh. Era foarte ok. Numai că fix pe ce maxam eu, ea a zis, bă, nu. Ok. Știi, suggestive. Adică sprâncenele, a zis, nu, lasă că-s ok, că după aia ești prea încărcat. Ok. Și am zis, păi și știi, adică, ca și mai rămâne, nu-s, da. Nu-s terminată, da, nu da, eram da, da, terminată, da. Și atunci, da, tu ai fost prima persoană la care, cel puțin pe parte de, pe parte de ten, nu știu dacă mi s-a întâmplat vreodată să mă machieze cineva, să arate chiar... Așa, știi? Fermă. Și în momentul în care, da, am văzut, chiar și Sorin mi-a spus, wow, da, mi-aduc aminte, a rămas da, așa. Da. Spune-mi așa, ca să începem cu începutul, cât timp ai tu de când ai venit în UK și cum ai ajuns aici? Apoi eu să te întreb și spune-mi și ce făceai în România, nu știu, în funcție de probabil că vârsta pe care o aveai în momentul în care ai ajuns aici. Și, by the way, să știți că machiajul meu este baibiană. Da? Machiaj la foc automat. Dar cu perluțe. Da, cu perluțe, așa cum am cerut eu. La cerere, da. Da. Măi, am venit în UK acum vreo 12 ani. Ai un pic. Da, în 2010, da. Eram un copil, aveam 19 ani. De pe băncile liceului, practic. Mi-am dat bacul, mi-am luat bacul. Și am venit împreună cu iubitul meu de atunci, soțul meu de acum. Noi suntem așa pe modă veche. Chiar o relație lungă. Da, chiar o relație lungă, da. Nu făceam nimic în România, practic, pe atunci. Eram elev, elev al unui liceu din Târgu Mureș. Viața a făcut astfel încât să nu mai dau la facultate, că tot aminteai de a fi student. Nu am fost studentă. Mi-am dorit, dar nu regret că nu am ajuns până la urmă să fiu studentă, că pașii vieții m-au dus exact în punctul în care a trebuit. În care trebuia, da. Exact. Da, nu credeam vreodată că o să vin nu aici, că nu o să plec. Nu credeam vreodată că o să plec de acasă. Eram fata mamei, era ok acasă, doar că viața a făcut astfel încât să trebuiască să plec. Ce s-a întâmplat? Da, ce s-a întâmplat, da. Mi-am pierdut singurul frate într-un accident de mașină când eram chiar în clasa 12-a și am simțit că trebuie să fac o schimbare. Eram foarte apropiați și ca și vârstă și ca și suflete. Era doar cu un an mai mic decât mine și da, m-am emoționat acum. Ai zis că o să te țin tare, dar... Da, am zis că o să mă țin tare, pot să fac asta. Cred că am un autocontrol suficient de puternic încât să pot să vorbesc despre asta. Am simțit că trebuie să fac o schimbare, despre asta ziceam. Ca să poți să treci peste tragedie. Știi cum e, nu treci peste niciodată. Da, da, da. Doar oamenii care au trecut prin asta înțeleg că n-ai cum să treci. Înveți doar să trăiești cu dorul, să trăiești cu lipsa persoanei. Să trăiești singur, gen... Independent de tine, practic, viața merge înainte. Efectiv, independent de tine, viața merge înainte. Chiar dacă nu-ți dorești asta, pentru că în momentele alea nu-ți mai dorești să meargă viața mai departe. Vrei să se oprească exact acolo. Dar, independent, repet, de noi, viața merge mai departe. Slavă Domnului, am avut un om extraordinar lângă mine care să mă ajute să depășesc momentul, să pot să-mi reiau viața, practic. El avea o soră aici, de fapt, sora lui e aici de 20 de ani aproape. Și am hotărât să venim un an, să-mi revin, să-mi reiau viața, să-mi ajut părinții. Să faci o schimbare, da, să... Da, exact, să fac o schimbare. A căzut totul, evident, în familia noastră. Să mergi într-un loc, în practic, unde nu aveai niciun fel de amintire, unde trebuia să-ți creezi exact, cu tine. Exact, propria viață, da, tot. Da, da. A fost... Fără să-ți amintească de ceva. Exact, da. A fost greu să fac asta, să mă rup de tot, să mă rup de părinți la 19 ani. A fost foarte greu. A fost o traumă foarte mare, dar datorită lui și sunt un om puternic, cred că sunt o femeie puternică și am reușit să mă autodepășesc și să mă autocontrolez și să pot să revin cu picioarele pe pământ, să-mi ajut familia. Eram singurul stâlp pe atunci pentru că a căzut totul. Da.
din toate punctele de vedere. Da, și am ajuns în UK. Superb! Ți-a plăcut câinii, care acum a fost primul impact? Câinii cu colaci în coadă n-au fost. Nu, nu? Nu, nici pe atunci, în 2010. Primul impact, desfac bagajul sau o las așa și plec. Pe ușa schimbarea intru și pe cealaltă plec. Da, a fost extraordinar de mare schimbarea. Nu mai fusesem niciodată într-o altă țară străină până atunci. Nu mai fusesem niciodată atât de departe de mama, de care eram total dependentă. Atât de tare m-a marcat ziua în care am aterizat aici, încât îmi aduc aminte efectiv și șervețelul roșu de pe masa cumnatei mele și ce am mâncat în ziua respectivă. Nu, a fost un șoc din toate punctele de vedere. Engleza mea era varză. Învățasem doar franceză și germană în liceu, așa că nu știam absolut nimic. Ce să mai spun de faptul că accentul lor mă depășea. Da, da, când vii prima dată, da, chiar e un șoc. Da. Accentul cel puțin, adică oricâtă engleză știi... Mm-hmm. Da. Început a fost greu. A fost ca oricăruia dintre noi, cred. Adică puțin cred că sunt românii care au o viață bună la început aici. Da, până te acomodezi un pic, și eu am spus tot timpul că și prietenilor mei care au venit între timp aici, chiar și părinților mei care urmează să vină aici, le spun că să-și dea timp, deși ei sunt foarte entuziaști, uh-huh, știi, așa că vin aici. Soara mea cel puțin locuia, nu fac probleme, că la 15 ani oricum, știi, e altfel. Dar pentru părinții mei sunt conștientă și convinsă că o să fie diferit. Și atunci, chiar oricât de entuziaști sunt, le spun de acum, vezi că noi o să fim aici, dar nu o să semene. Adică probabil că la început, până te regăsești așa un pic, durează. Și la mine a durat cam în jur de, să zic, aproximativ, estimativ, un an de zile până m-am obișnuit cu totul. Da. Să zic, până am reușit să mă integrez, exact, și să nu mai compar sau să nu mai mă consider o străină în momentul, mm-hmm, în care ies pe drumuri. Da. Să nu mai consider că, da, stai, că de fapt eu nu sunt de aici. Acum consider fix invers, mă, parcă de aici, exact, sunt. Da. Acum nu m-aș mai regăsi să mai merg acasă, să mă mut, cel puțin. Da. Spune-mi ce ai făcut la început când ai venit aici. Am făcut ce face fiecare femeie care vine din România aici, curățenie, bineînțeles. Profesc ca și mine, vezi? Am rezistat. Rămâi mereu surprins. Deci pentru mine e un șoc de fiecare dată când aud lucrul ăsta. Da. 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 Cât timp ai făcut asta? O zi la hotel. Atât. Așa? Am rezistat o singură zi, dar a fost ceva oribil pentru mine, chiar n-am putut să fac asta. N-am putut să fac din cauza oamenilor care m-au întâmpinat asta, pentru că erau deja formați acolo ca și un grup așa de români și nu m-au primit cum se cade, bineînțeles. Nu m-au încurajat absolut deloc și atunci am zis, nu, eu nu pot să fac asta. Și apoi am început să fac curățenie la case de evrei. Munceam pe bani de nimic, bineînțeles, dar m-au ajutat foarte mult să mă dezvolt și m-au ajutat enorm de mult să-mi impun să mă dezvolt și să vreau mai mult. Faptul că ei îmi spuneau mereu, nu știi să vorbești, nu înțeleg ce vrei să spui, m-a ambiționat extraordinar de tare. Da. Extraordinar de tare. Am făcut asta vreo 6 luni de zile, că asta era întrebarea, m-a întrebat, dar vreo 6 luni de zile am făcut curățenie la case. Am hotărât să renunț în momentul în care am dat peste o familie absolut îngrozitoare, care nu mă lăsau să beau apă în casa lor. Wow! Da, pentru că considerau le că le spurcam casa, da, n-aveam voie să beau apă din sticla mea. Ah, wow! Deci trebuia să... Da, trebuia să mor de sete 4 ore. Da, asta și faptul că aveau foarte mulți copii și aveau fete teenagers de vreo 12-13 ani care veneau mereu și îmi spuneau, tu știi cât e ceasul? Știi cât mai ai de călcat? N-ai vrea să știi. N-aș vrea. În condițiile în care eu veneam din România, unde în comunitatea mea de oameni nu eram chiar oricine. Mm-hmm. Adică mama era consilier la primărie, eram copil de patron, nu eram chiar oricine. Și să vii, să ajungi într-o țară străină și să ți se spună, tu știi câte ore mai ai? Tu știi cât mai ai de călcat? De la un copil de 12 ani a fost prea mult pentru mine, prea mult. Mm-hmm. Și atunci am zis, nu, eu nu pot să rămân în asta. Eu știu că pot mai mult de atât. Atunci ai aflat că există răutate peste tot, cred, exact, că. Indiferent de țară, indiferent de naționalitate, exact, de religie. De fapt, să știi că nici măcar nu mă lovisem vreodată de răutate în România, la modul ăsta. Mm-hmm. Niciodată, nu. Eram prea mică la 19 ani. Da, probabil. Mă lovesc de răutăți. Aici m-am lovit. Probabil, aici da, pentru că ești dezvoltat. Da, 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 de realitatea vieții, na.
Și apoi, după ce ai decis să renunți? Am muncit tot în curățenie, doar că la birouri în centrul Londrei. Da, am evoluat, am mers din zonele de evrei pe centrul Londrei. Da, și acolo era foarte ok. Deja eram văzută altfel, lucram la curățenie la birouri, mergeam pe centrul Londrei. Am făcut asta vreun 9 și 8 luni, cam așa. Am făcut un pic. Eu n-am avut atâta răbdare. Eu, da, era foarte ok. Aveam puține ore de muncă. Îmi plăcea, era foarte ok. Oamenii erau educați. Eram întâmpinată cu bună dimineața, ce faci, cum ești, nu cu câte ore mai ai de muncă și ce ai de făcut astăzi, câte haine ai de pus la spălat. Era un job super, super ușor. Apoi am devenit nanny. De dacă. Eu am impresia că noi am urmat același... Da, același curs. Același curs, cumva. Că exact asta am vorbit în podcastul cu Chip și povesteam că am făcut curățenie și, bine, la mine a fost toată treaba asta în decurs de 3 luni de zile, cred că, sau așa ceva, dar în alea 3 luni de zile am fost vreo 2 săptămâni babysitter sau așa, am făcut și curățenie, adică așa, o chestie... Diana, zi-mi ceva, ai fost și taxatoare pe microbus? N-am fost. Era prea de tot să fie și asta. N-am fost. Am fost taxatoare barmană, dacă vrei. Am fost la 14 ani. Eram barmană la 14 ani, da. Deci la barul mamei. No comment. Da, jur. Așa mi-am petrecut prima vacanță la 14 ani. Da, eram locuitoarea angajatelor pentru concediu. Așa mi-am câștigat primii bani, eram plătită. Era ceva de vis, nu? Da, să ai banii tăi la 14 ani. Și să nu te întrebe nimeni la ce trebuie, ce trebuie să-ți cumperi, dar exact asta îi spuneam lui Ciprian, că pe ideea aia mi-am căutat primul job. Știi că mă întreba mama, uite, era mama, mama, dă și mie 10 lei, da, sau cum era pe vremea, 1000 lei. Dar la ce trebuie? Da. Dar ce nu ai? Dar ce trebuie exact acum chestia aia, mamă? Și las că ți-e altă dată. Da, exact. De asta ai preferat să fii taxatoare la 13 ani. Da, orice. M-am dus și bucătar. Prima job la mine a fost ajutor de bucătar în bucătărie, da. Da, până am cu deși la tăiate pe casă. Cred. Dar cu banii am făcut eu ce am vrut. Bine, nu m-au plătit. Nu mi-au mai dat banii când am plecat. Nu mi-au dat banii. Mergem să-i recuperăm? Nu mai știu pe unde sunt, cred că s-a închis cu tot acum. Da. Și spuneai că ai ajuns la birouri. Da, am ajuns la birouri. Da. Uite, vezi, uitasem de un job, acum mi-ai adus aminte de neluatul banilor. Uh-huh. Am muncit 2 săptămâni la o pizzerie aici și n-am fost plătită, da. Care crezi că a fost motivul? Nu știu să vorbesc engleză. Se legau de orice. Faptul că mi-am depus tot efortul și am muncit la greu 2 săptămâni, n-a mai contat, dar nu știu engleză și atunci cer stare să mă mai plătească. Subscriu cam cumva cu ce spui tu, pentru că și eu la fel tot 2 săptămâni cred că am reușit să lucrez ajutor de bucătar și motivul pentru care nu m-au plătit a zis că au fost că am spus că o să lucrez toată vara și i-am încurcat. Mhm. Da. Și nu m-am mai plătit. Și nu m-am mai plătit, da. Ziceam de birouri, da, am muncit ceva la birouri, apoi am fost nanny. Asta ziceam că am fost nanny, da, am fost nanny foarte mulți ani, vreo 6. Oho! Da, am fost nanny calificată. Asta vreau să spun cu calificare, Da, mi-am dat toate examenele, da. De asta îți spun că am evoluat. Am evoluat și mi-am dorit mereu mai mult. Chiar ai evoluat pas foarte cu pas. Mult, da, foarte mult mi-am dorit să evoluez, foarte mult mi-am dorit să învăț engleza și să nu învăț engleza stradală, să învăț engleza gramaticală, să știu să vorbesc corect gramatical, să le prind accentul și m-au ajutat super mult copiii în asta, foarte mult. Pentru că, vezi tu, dacă vine corecția din partea unui copil, nu te super și nu iei așa ca și cum ar veni de la un adult, știi, și te deranjează. M-au ajutat foarte mult, da, copiii să vorbesc engleză. Evident, citit, scris, l-am învățat cu ei. Totul, practic m-au învățat ei pe mine, nu eu pe ei. Și apoi am lucrat foarte puțin și în grădiniță, dar foarte puțin, da, nu a fost de mine. Tot ca neni? Era prea haos. Prea mult, da, preferam familiile private, era mult mai ok, aveai o singură familie, 2-3 copilași. Mai pe soft așa. Mai pe soft, da. Cum ai ajuns la make-up? Știu că sună ea clișeu, că toată lumea zice asta, de mică visam să... Dar chiar așa nu știu dacă neapărat de mică, poate, dar cel puțin de la vârsta adolescenței, cred că a fost la noi, de momentul în care am început să auzim mai mult
de da. Chestiile astea, de make-up artist. Eu mi-aduc și eu aminte că eram reporter, știi? Da. Și mi se părea că să fii make-up artist e ceva mult mai șmecher decât să fii reporter. După aia, cel puțin pe vremea aia, make-up artist și nu erau gen cu ce faci tu acum, nu erau la nivelul ăsta, știi? Acum erau la nivel de coafeze. Da, să știi că da, coafeza care mai făcea și machiaj. Da, sau cosmeticiana sau coafeza, da, era bravo, ai dreptate. Da. Era într-o combinație de genul ăsta. Avem și totul era, scuze-mă că te întrerup, dar totul era la același nivel, adică cocul de nașă, machiajul de nașă și se schimba de la nașă la fină, același lucru, nimic altceva. Da, erau așa pe bandă rulantă toate. Da, de asta zic că, nu știu, acum nu vorbesc de make-up artistele care erau pe la casele astea mari, branduri, știi, acolo era altceva. Dar eu când auzeam make-up artist, mamă, ce mișto, ce trebuie să fie ceva super șmecher, știi? Deși ce făceam eu, probabil că un make-up artist se gândea, mamă, ce mișto, reporter, știi? Da, exact. Sau eu știu să lucrez în televiziune sau eu știu o chestie de genul ăsta. Zi-mi cum ai descoperit, ai zis că ți-ai dorit. Da, îmi plăcea de când eram mică. Mi-aduceam mereu colegele acasă când eram mică, gen în generală. Îți dai seama că un copil deștept nu se dea pe mâna mea. Luam și eu tot ce nu era bun prin satul meu. Și ce să crezi, aveam un păr așa superu ca și al tău și eram tot timpul plină de păduchi. Tot timpul eram plină de păduchi. Da, am avut și eu, să știi. Da, am avut o copilărie, plină de păduchi și mama mă certa mereu și mi spunea, ești ca și copiii ăia de... Noi aveam în fiecare vară, în fiecare vacanță de vară. Da. Vara, cel puțin, nu exista vară în care să nu mă despăduchească mama. Da. Tu uita la mine că eu n-am avut. Nu. Dar spuneam ca și chestii, ca și asemenele, dar mi-e greu să cred că n-aveai fetițe pe acolo. Că n-am voie să mănânc, am voie să mănânc. Da, aveam, deci am avut exact cum spui tu, cred că până prin clasa a 5-a. Mhm. Și cu părul lung și să stai cu pieptenele ăla, care era ăla des așa, știi? Și cu spray-ul de muște în cap, superb, gaz, petrol, ce am adus aminte, am avut și eu. Ai avut, da? Da, m-a dat mama cu gaz în cap. Da. Te și tuns? Nu mai știu. Nu, dar m-a dat cu gaz, țin minte că m-a usturat tot capul. Da, și mi-a pus-o din aia. Da, clar. Da, și le aduceam acasă, le tundeam, le aranjam, le dădeam cu fondul de ten de la Avon, că atunci era Avon-ul la mare putere. Corect. Și le dădeam cu fondul de ten de la Avon, le pensam, le îmbrăcam cu hainele mele și le trimiteam acasă. Nu era o problemă că le machiam, nu era o problemă că le trimiteam cu hainele mele, era problema de păduchi. Mereu mă certam cum mă umpleam de păduc de la ele, da. Și așa am început. Așa am început, să știi, efectiv așa am început, de acolo a început pasiunea. Apoi când am ajuns la liceu, mi-aduc aminte că eram singura din gașca mea de prietene care sunt prietenele mele și în ziua de astăzi și mereu mi-aducem aminte de faptul că le învățam cum să se dea cu rimel. Apăruse rimelul deja, nu? Trecusem de la dermatograful negru la rimel și eu eram singura care știa să dea cu rimel și le învățam pe ele cum să se dea cu rimel. Și apoi bineînțeles că s-a dus pasiunea. Odată cu liceul și învață. N-am mai continuat nici într-un fel, deși ar fi fost bine să o fac pe atunci, dar așa a fost să fie. Am ajuns în Londra și după vreo 3 ani de zile, cred, m-am hotărât după o vară de vreo 5 nunți în România în care am cerut niște bucle lejere și să ies de fiecare dată cu sarmale în cap. Deci după o vară din asta m-am hotărât, gata, o să mă duc și să fac un curs de coafură, să învăț să fac bucle lejere. Cum se fac bucle lejere? Singură, da. Pentru că de fiecare dată mă duceam, ieșeam cu sarmalele, mă duceam acasă, mă spălam pe cap, mergi, singură. Dâns, exact, și mergeam de fiecare dată părul singură. Și am început așa, cu coafatul, de fapt. Făcusem un curs de ăsta super comunist în România, cu bigudiuri, cu permanent, cu, da, 4 luni de zile. Deci ai ajuns și tu până la urmă la chestia aia de făceai păr și după aia ai dat-o și până make-up. Da, exact, ceva de genul. Păi așa era acum vreo 10 ani. Da, acum vreo 10 ani chiar făcusem cursul ăsta prin 2012. Și nu mi-a plăcut, mi-am dat seama că nu-mi place și rămân la mine, la buclele mele lejere, să mi le fac singură și cam atât. Am continuat cu muncile mele pe care ți le-am prezentat mai devreme și apoi auzisem de o tipă din România, era foarte în vogă pe atunci, că vine în UK pentru un curs de make-up. Uh-huh. Am zis, hai să vedem ce iese.
I-am spus soțului meu, uite, vine tipa cu tare din România, eu urmăresc de super mult timp, mi-ar place să încerc. Bine, hai, dacă tot îți place și tot te machiezi toată ziua, haide, du-te. N-am mers cu niciun scop. Am zis efectiv să fie pentru mine, da, să văd dacă îmi place, dacă pot să fac ceva din asta și să învăț să mă machiez mai frumos pe mine. Cursul în sine n-a fost nu știu ce. Nici n-am excelat nici eu la curs. Îmi țin minte că am fost 15 fete, dar sunt singura care profesează. N-am excelat, au fost fete mult mai talentate decât mine, pentru că, din punctul meu de vedere, nu există talent în machiaj, deci eu nu sunt talentată, eu doar am muncit ca să reușesc să-mi depășesc limitele și să evoluez, bineînțeles, și o fac în ziua de astăzi, mergând în continuare la cursuri de perfecționare. Eu cred că în toate este foarte multă muncă, în general, nu numai în make-up. Da. În orice job, cât muncești mai mult, cu atât îți iese mai bine. Perfecționez, evoluez și este treaba mult mai bună. Da. Și am început de la cursul ăla chiar. După curs am făcut practică foarte multă. Chemam pe oricine să machiez, deci reluam copilăria. Continuai. Continuam, da. Chemam pe toată lumea, da, să machiez pe oricine cunoșteam și... Le și îmbrăcai? Nu, de data asta nu. Nu le mai îmbrăcam și eram fără păduchi. Fără bani, ce-i drept. Le machiam pe gratis, dar m-a ajutat super mult. Să-mi dezvolt abilitățile și să încep să comunic cu clientele și asta să văd despre ce e. Știi? Nu. Mama ea, ai si, dar nu are mama ea că ți-ar fi dat. Așa, da, 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 exact, da. Ceva de genul, la fel da. Și cu păduchii. N-am avut, am da. Am făcut pe gratuit la fel, dar măcar nici păduc n-am mai luat. Știi? Exact. Și, da. Nici n-am mai, și nici n-am dat. Exact. Da, chemam pe oricine să mă achiz, pe oricine. Bă, eram neni pe atunci. Chemam, lucrai în timpul ăsta? Da, da, da. Am muncit cam un an jumate, așa, în paralel. Neni și în weekend făceam make-up. Pe gratis vreo 3 luni de zile, apoi încet, încet am început să lucrez pe 10 lire. Oho! Da, da, da. Evoluase de la gratis la 10 lire. Apoi am început să mă deplasez la domiciliu și să încep să creez cliente. Ce produse aveai? Ce produse foloseai atunci? Măi, să știi că foloseam produse bune. Da. Pentru că soțul meu a susținut super mult, mereu. El a fost cel mai mare susținător al meu. Când am făcut primul curs de make-up, toată lumea era sceptică, bineînțeles. Faci și tu un curs de make-up, știi? Știu atâtea, gen, care da, au făcut, da. Știi? Păi, nici părinții, nici, adică mama cumva voia să caiu să fac o facultate în continuare, prietenele erau, ai făcut un curs, faci un curs, da, bine, știu și pe cutare că mare am făcut un curs, da, el era acolo pentru mine, cel mai mare susținător al meu și dacă nu era el, n-aș fi fost aici. M-a susținut enorm de mult, enorm de mult, din toate punctele de vedere. Apropo de produse, am investit enorm de la început. De la început știu că mi-am investit câteva miuțe bune, din puțin, ca să pot să lucrez cu produse bune, să pot să-mi iau o lampă de calitate, ca să pot să fac treaba bună, da. Nu știu, foloseam produse doar profesionale, doar produse bune, doar că treaba nu era evident una excelentă. Nu, că eu am mai fost în saloane unde, nu știu, m-am machiat, de exemplu, în București, când ți-am spus că am fost, m-am machiat cu L'Oreal, cred că, sau ceva, și stăteam și mă gândeam de ce mai sunt eu acolo. Da, da, că da. Că eu, în trusa mea de acasă, aveam produse mai bune decât ce am găsit în salon, știi? Da, da. Eu aveam meste, eu aveam altceva și zic, mă duc undeva unde îmi folosește L'Oreal amestecat cu nu știu ce, Maybelline sau da, știi, adică da. Nu se reflectau, nici prețul nu era, nu știu asta când a fost, acum vreo 5 ani poate că am plătit 70 de lei atunci, dar nu mi s-a părut foarte mult pentru București, știi, pe vremea aia. În schimb, nu mi s-a părut nici puțin, adică aș fi preferat să plătesc un pic mai mult și să obțin rezultatul mai bun, da. Să folosesc și produse de calitate. Să fie ceva, știi, stăteam și mă uitam așa, că te uiți până la urmă, adică când te mergi undeva, știi, te uiți, mai ales că pe vremea aia, nu știu dacă aveam eu, începusem să achiziționez eu, că am avut și o pornire de asta, dar m-am oprit.
da. La un moment dat. De asta da. Am trusa pe care da, o am da, la modul ăla. Da. O trusă de makeup artist chiar. Da, 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 pe care nu... M-am avut așa o pornire, m-am lăsat-o și de asta am o grămadă de, nu știu, am avut o pasiune, știu, cred că și din plictiseală pus facem noi da. Femeile, mm-hmm. știi, stai pe online, te mă uit, mamă, ce mișto e asta, exact, ce da. Mișto e asta, ce da, mișto da. E asta și bine că nu m-am mai cumpărat, că vreau să mai iau câteva truse și acum stau și mă zic, doamne, bine că nu le-am luat, că la ce aș fi ce făcut cu ele, da. Nu știu, că și acum am unele, cred că folosite de 2-3 ori da. Și cam, da. Cam aia e. Păi crede-mă că și eu, ca și makeup artist, am ajuns în punctul în care nu mai investesc în orice, investesc doar în lucruri în care chiar simt și că simt, merită și-l folosești. Și-l folosesc cu siguranță, da, adică îmi reiau mereu, îmi recumpăr mereu aceleași produse pe care le folosesc constant și care îmi plac asta și cu spune. Care m-am obișnuit. Încerc și unele noi, dar mai rar, nu mai fac asta ca înainte. Înainte eram, făceam asta obsesiv. Să cumpăr, să cumpăr, să cumpăr, să cumpăr, să fie, uh-huh. știi? Dar odată ce, da, odată ce, nu știu, stăpânești ceea ce faci, știi că poți să o faci și cu puține produse și nu mai simți aceeași nevoie acută să îți tot cumperi produse mereu. Care a fost momentul în care ai renunțat la Neni și ai zis, gata, fac doar treaba asta, nu mai fac altceva, pentru că am ajuns la nivelul în care consider că pot să fac bani din asta? Tu mi-ai fi dat, nu a fost și vreau să fac bani din asta, exact, nu? Da. Altfel n-are rost. Măi, sincer, în momentul în care mi-am dat seama că pot să fac bani din asta, exact așa. În momentul acela când deja îți spusesem mai devreme că începusem să mă deplasez la domiciliu și asta uh-huh. m-a ajutat foarte mult, deși nu înțelegeam moda asta pentru că în România știam că nu se practică, mă deplasam foarte mult la domiciliu, dar gen mergeam oriunde. Oriunde eram chemată, la 2 ore distanță, eu mergeam, nu conduceam pe atunci și soțul meu, din nou. De asta pentru tine nu era o problemă. Exact, da, nu eram eu șoferul, eram doar copilotul și el mă ducea peste tot, avea super multă răbdare și el mă ducea peste tot și stătea după mine și mereu îi spuneam, Doamne, îmi faci atât de mult sacrificiu și el îmi spunea, nu, doar te ajut să... lupți evoluezi, pentru visul da. Tău și să ajungi punctul în care să nu mai trebuiască să faci asta, gen să mergi la domiciliu la 2-3 ore distanță. Uh-huh. Dacă n-ar fi fost el, crezi că ai mai fi făcut lucrul ăsta? Niciodată. Niciodată nu. Nu. Deci, practic, el a fost. El a fost. El, 100%. A fost singurul om care a crezut în mine, singurul care mi-a dat elanul, singurul care mi-a spus nu poți să faci asta și, apropo de întrebarea ta, singurul om care mi-a zis gata cu Neni. Gata, trebuie să te ocupi doar de asta, să dedici 100% timpul doar pentru asta. Și ții minte că îi spuneam, apropo de bani, spuneam, ok, știu că pot să fac bani din asta, dar dacă nu pot să fac suficient astfel încât să pot să acopăr cheltuielile casei, să punem și noi bani deoparte, bla, bla, bla. Și zicea, așa și? Sunt aici, de asta sunt eu aici. Dar o să vezi că o să vină ziua în care o să faci suficient bani încât da. De zilele da, astea, nu? Da, și o să-ți amintești, dar nu, fără el n-aș fi fost aici. Fără el poate n-aș mai fi fost aici din orice punct de vedere, pentru că el a fost omul care m-a ridicat din tot. Da. Da. Cu siguranță. Da, și pe lângă asta, pe lângă faptul că mi-am dat seama că pot să fac bani din asta, simțeam că nu mai e drept față de copiii de care eu aveam grijă, pentru că eu eram mereu cu agenda. Mm-hmm, mm-hmm. În timpul muncii nu mai eram concentrată. Nu te mai dedicai 100% exact, da. Acolo. Și nu mai era corect față de ei, pentru că eu nu mai eram 100% acolo, exact, nu mai eram implicată, nu mai dedicam, nu mai simțeam să mă joc cu ei, să fac activități cu ei, pentru că eu mereu postam pe grupuri, postam reclamă, editam pozele, luam agenda, eram, da. Și pasionată probabil în același timp chestia asta prea mult ca să poți să mai fii și să mai furi din timp să-ți mai dedici, să te mai concentrezi. În altă parte. Da, și susținută fiind, clar am pus stop și m-am ocupat doar de asta și bine am făcut. Pentru că în momentul în care am început să mă concentrez doar pe asta, categoric s-a văzut. Din toate punctele de vedere. Evoluție profesională. Ai început profesională, să ai programări regulate, exact, să te sune da. Lumea, exact, să da, te ceară, da. Să zic așa. Exact. Și îmi spuneai că făceai în același timp, nu? Cum mi-ai făcut și mie și păr și make-up machiaj, în același timp. Păi, dacă tot am făcut cursul ăla de coafat, am zis să mă folosesc de ce am învățat de buclele mele lejere. Și chiar asta am început să fac. Gen, spuneam, ok, cine mă întreba dacă știu să și coafez, spuneam, ok, pot să-ți fac, dar niște bucle lejere, nu știu asta, să fac mare treabă, știi? Asta am spus și mie, eu am spus că nici nu vreau altceva.
Da. Gen vreau să pară părul că e aranjat, e aranjat, adică da, să se vadă că e aranjat și atât. Da. Să nu merg pe drept cum mergeam eu, că și eu m-am lecuit și cu buclele. Bucle și cu coafat și cu tot și da, pentru mine cel mai aranjat de una singură era în momentul în care când eu singură la mine oricum nu stau buclele, le fac acasă, până mă termin în partea asta, în partea cealaltă s-au lăsat și am lăsat o baltă la un moment dat și am zis, nu mai, am timp cu placa să se vadă părul, da, știi, da, da, că stă liniștit așa la locul lui și m-am machiat puțin și atât, bine, la revedere. Da. Spune-mi așa, Diana, când ai început să faci make-up total, gen, să te ocupi doar de treaba asta și să faci, nu știu, full-time, să lucrezi pe, pe chestia asta. Eu știu că, exact cum spuneai tu la început, am dat și eu aici în UK de treaba asta, de răutatea oamenilor, știi? Pentru că în momentul în care, exact cum spui tu, vii din România, eu cred că oamenii sunt răi peste tot. Numai că în momentul în care le dai șansa, și aici, nu aici în UK neapărat, dar într-o țară străină, găsesc șansa să fie răi cu tine și să profite. În România, de multe ori, nu se întâmplă treaba asta, pentru că nu prea... Probabil că nu sunt circumstanțele de așa natură, știi? Poate mai e vecina aia de la 2, de la 3 sau de la casa de lângă care se uită așa, nu te vede cu ochi buni când faci ceva, știi? Da. Dar nu simți răutatea exact cum spui tu la modul ăla, știi? Nu ai avut, nu știu, că asta vreau să te întreb și mai devreme, dar mi-ai răspuns tu înainte să te întreb cu de ce ai ales make-up, adică exact cum spui tu, acum nu mai zic, acum 12 ani ce erau, acum e un alt nivel deja chestia asta de make-up. Da. Te-ai gândit vreodată, ai avut vreun moment în care să te lovești de răutatea oamenilor, de lucruri de genul ăsta, să faci chestia asta și să te gândești, mă, poate nu e ăsta drum care trebuie, poate aș putea să fac mai mult, am capacitatea să fac, nu știu, ceva, nu știu, mental, psihic, sau capacitatea mentală să fac ceva mai mult, nu știu, să fac o facultate pe care n-am făcut-o în România și să mă fac, nu știu, whatever, psiholog, sau eu știu, nu știu, dau exemple de genul ăsta. Ai avut vreun moment de genul ăsta în care ți-ai pus la îndoială? Da, cu siguranță, da. Și tocmai din cauza răutăților oamenilor, da. Tocmai din cauza asta, nu? Tocmai din cauza lor, da. Pentru că e greu să lucrezi cu ei. E foarte greu să lucrezi cu ei, dar mai greu e momentul în care începi să urci, pentru că începi să deranjezi. Încep să deranjezi mult. Nu știu dacă neapărat clientele, nu cred că avem niciodată din partea clientelor sau prea puțin. Ok, da, la început au fost nemulțumiri probabil, dar care ok, m-au pus puțin așa pe gânduri, dar mi-am dat un zoom la poza respectivă, ok, ce am greșit, ce nu mai fac data viitoare, ca să mulțumesc clienta. Dar cred că mai multe răutăți a venit din partea colegelor. Acelor mai apropiați, Da, exact. E o breaslă, să știi, foarte, foarte grea. E foarte multă răutate. Chiar văzusem zilele trecute pe Instagram, exact subiectul ăsta se discuta de către un make-up artist recunoscut în România și super renumit. Exact despre asta se vorbea, despre răutatea asta dintre noi, de ce suntem atât de rele. Noi femeile, nu? Noi femeile și noi make-up artistele, că despre asta vorbeam. Da, și femeile, mai știu ce, că spuneam eu? Noi suntem foarte rele, da. Măi, zic, voi, bărbații, voi, între voi, zic pe cuvânt, acum poate v-ați luat la bătaie, v-ați împărțit niște pumni și zic, peste o oră sunteți în bar, beți bere, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată nimic. Noi femeile n-ajungem niciodată în punctul, sau nu știu, în cazuri extreme ajung femei să se bată sau cumva, da? În schimb, zic, ce crezi? Noi nu ne vorbim dinainte. Exact, da. Deci noi nu ajungem în faza aia în care zici că, bă, m-am bătut și să vezi ce mi-a făcut aia și uite că nu mai vorbesc cu ea. Da, știi, sau mi-a făcut un rău intenționat și atunci nu, dar la noi cred că la femei e și tensiunea aia așa. Noi cred că dezvoltăm antipatiile fără măcar rapid să le vorbim, mult mai rapid dezvoltăm antipatiile. Dinainte, știi chestia aia de judecata dinainte. Nu știu, nu-mi place fața ei, știi? Și fața ce suferă de ea, e plină de ea, știi? Și de multe ori când ajungi să cunoști omul zici, mă, ce crezi? Că ia uite, știi că e fix invers de cum am crezut eu. Eu am avut parte de chestii de astea încă de când eram adolescentă. Dar
știi care e diferența de când eram adolescență față de acum? Că în adolescență eram mai sincer ca oameni. Cu siguranță. Și aveam gagici pe care le cunoșteam, mă prieteneam cu ele și ele îmi spuneau după aia, ia uite și noi am crezut că ia uite și pe murata aia, da, știi, care nu mai poate de aia și nu ești așa. Dar acum nici dacă își schimbă omul părerea, nu îți mai spune, sau sunt prea puține ăia care chiar vin să zică, bă, Diana, ce mi s-a părut că ești prea plină de tine și da, era așa și că nu mai poți de tine și că nu te mai suporți, plină de fițe și de talente. Da, și mai auzit ceva asta despre mine, să știi, de multe ori. De aere, știi? Sau să zică, bă, uite, nu știu, cum ți-am zis eu, bă, nu am crezut că poate să iasă așa ceva, știi? De mâna ta, știam corect. Da, și... pentru că noi judecăm foarte, foarte repede și ușor. Și punem, punem eticheta. De curând, chiar îmi spusese cineva că mă credea, nu credea că sunt o fată deșteaptă. Pentru că dacă considera faci păr și machiaj. Da, considera cumva exact că ce te întrebam, exact, da, da, da. Considera cumva că faptul că stai și te pozezi și îți faci selfie-uri toată ziua cu cursante, nu-ți trebuie mult creier. Da, nu-ți trebuie mult creier pentru asta. Și când am început să vorbim, știa, stai așa că nu e așa. Adică tu chiar poți mai mult de atât. Adică nu ești chiar proastă. Da, nu ești chiar proastă. Da, 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 exact. Da, 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 să știi. Adică chiar catalogăm oamenii fără să avem habar de ce pot, cine sunt, ce fără spate să le știm povestea. Vestea, exact. Și știi că mi se întâmplă super des treaba asta. De curând, chiar îmi venise o clientă, doamne, n-aș fi dat 2 lei pe ea. Recunosc, chiar recunosc că și eu sunt, nu? Și eu da, și păi tu. Da, de asta ne lovim zilnic de prejudecăți. Suntem, da, cei mai mari critici. Nu dădeam 2 lei pe ea și în momentul în care am început să vorbesc cu ea, am rămas șocată. De inteligența ei, de gândirea ei, de, vorbea despre univers și cronologie și astrologie și în ce crede ea și eram, wow, știi? Ce om! Da, ce om! Și uite-te și tu cum am privit-o eu, știi? Primii aia ochi, aia critici, știi? Uh-huh. Că apoi încep să lași bariera și să spui, stai așa, că omul ăsta da, poate mai mult jos. De atât. Da, 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 să știm. Lași garda jos și probabil că vorbești și povestești lucruri pe care nu le povestești nici de multe ori cu prieteni apropiați și nu le vorbești cu prieteni apropiați. Mie mi s-a întâmplat exact ce spui tu. Cred că Cip, tu îți amintești. Că te-am sunat după aia și l-am sunat după aia pe Cip și am spus foarte entuziastă. Am fost la un client să îi fac o asigurare. Ți-aduce aminte, nu? Da, da, am fost la un client să-i fac o asigurare. Cred că prin decembrie se întâmpla treaba asta. Și în momentul în care am ajuns la el, omul avea și o voce așa, nu știu cum, ciudată, care nu-mi inspira, să zic, nu mi-a inspirat ceva la modul ăla, nu știu dacă pot să zic în cuvinte, cum să explic, știi? Da. Ceva să zic un om neapărat deștept sau lucruri de genul ăsta, știi? Am zis că părea la telefon așa și zic, știi, zic, hai, fie, zic, merg, știi? Nu aveam cine știe o chestie de aia, da, știi? În fine, m-a sunat omul, cred că în ziua aia, să mă întrebe dacă mai ajung, ceea ce m-a surprins. Știi că de obicei eu îi sun să-i întreb dacă rămâne valabilă întâlnirea. Și m-a surprins, am zis că da, a zis, sunt chiar în drum spre dumneavoastră, mi-a răspuns de fiecare dată la telefon, ceea ce m-a surprins și mai tare, pentru că oamenii sunt ocupați, mulți nu-mi răspund pe moment, știi, dar el foarte așa, prompt, foarte prompt, da, și am ajuns la el acasă. Soția lui cu copii cred că erau sus, am intrat în living la el. El fuma țigări de asta, tutun, să zic Rolante, așa, că se dezlipește unul și să-l lipesc la lor. Fuma tutun și tot își împacheta, își făcea acolo astea. M-a invitat înăuntru să iau un loc, m-am așezat. Ei, și ce crezi? Nu pot să zic la fel că ca aspect mi-a transmis ceva, știi? Ei, în momentul în care am intrat în casă, în schimb, deci m-am descălțat și am intrat în casă și am auzit muzică de operă. Wow! Știi? Ți-a trezit ceva în tine. Zis, what? Da. Știi, am rămas așa când am auzit operă, zic, băi, ești nebun, știi? Da. Adică la modul ăla de wow! Da, unde, da, la ce client? Unde mai auzi? Da. Unde mai mergi tu să mai auzi? Gen omul că stă și se relaxează la ora aia, știi? 7 seara.
după muncă cu operă. Da. Eu știind că el lucrează în construcții. Mm-hmm. Da, adică exact cum spui tu, un clișeu. Da, 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 majoritatea românilor aici în UK lucrează în construcții. Și am intrat, m-am așezat, am început să vorbesc cu el, cum vorbesc cu oamenii, să ne cunoaștem un pic, să-l cunosc, să-mi dau seama ce fel de persoană e, să știu cam despre ce-i vorba, ce să-i dau. Și a început să-mi povestească exact omul despre exact ce spui tu. A început să-mi spună despre univers, a început să-mi spună despre timp, despre cum calculăm, cum este universul paralel. A început să-mi vorbească niște lucruri și m-a acaparat cu totul de gen, eu nici nu mai vorbeam despre ce trebuia să fiu acolo, știi? Eram angajată în cu totul altă discuție cu el și eram așa și în momentul în care am plecat de el, am zis, wow, Iuliana îl cheamă pe domn. Și zic, wow, zic, ce mă bucur că v-am cunoscut. Da, mi s-a întâmplat asta. Da, zic, sper să ține legătura. Deși diferența de vârstă era este foarte mare, adică un om la probabil peste 50 de ani, poate că în jur de 60, nu mai știu exact ce vârstă, undeva pe acolo, știi? Da. Și urmărea știrile în timp ce îi cânta muzică, nu știu de unde, urmărea știrile, dar urmărea știrile, cum să zic eu, la modul ăla analitic, l-am comparat când am plecat de acolo cu Vadim, Dumnezeu să-l ierte, dar nu la modul ăla. Da, cu Vadim, dar nu la modul ăla de firia dracu, proasta, pitica dracu. Știi? Nu la modul ăla, ci la modul ălalt de... Băi, un om care chiar știe, care este foarte informat, care are foarte multe cunoștințe, deci a început să-mi povestească de chestii legate de fizică, care pe mine oricum mă depășesc, adică eu o duc până la un anumit nivel, după aia numai, că nu-i de mine, știi? Și da, am rămas exact pe ce spui tu, am rămas clar surprinsă. Păi de unde te aștepți mai puțin? Mereu de acolo să vină surprindere. La mine, eu de multe ori, să zic așa, judec sau îmi fac prima impresie la telefon, în momentul în care aud glasul omului. Știu. Pentru că îți conturezi așa o imagine minte fără să vrei. O chestie automată. Și la fel mi s-a întâmplat cu o doamnă. Am vorbit cu ea la telefon. Avea o voce foarte groasă. Nu știu dacă să spun acum, am avut impresia că e de etnie romă, să zic așa, prima dată. Am avut impresia că fumează vreo două pachete de țigări pe zi, știi? Ceva la modul ăla. E, până în momentul în care am ajuns la ea acasă, știi? Da. Când am ajuns la ea și am vorbit că total era genul de femei din Ardeal, am înțeles că sunt, care avea de grijă de familie și de casă. Era, nu știu cât ceasul, cred că în jur de ora 4 și se punea să facă mâncare pentru că îi veneau băiatul și soțul de la muncă. Foarte frumos, da. Înțelegi? Și le pregătea de mâncare. Știi, și anumă așa și zic, uite mă! Da. Știi? Și în momentul în care m-a uitat să-i cer ceva documente, i l-am cerut, mi le-a trimis, știi? Și foarte prompt și-aș cer scuze că a întârziat, lucruri pe care le aștepți de la alți oameni care sunt foarte simandicoși și foarte așa și nu vin. Da, știu. Nu se întâmplă. Da, ne conturăm o imagine total de greșită despre oameni de multe ori. Da, și eu fac asta. Am pățit și eu așa. Ultima dată cu o invitată de la podcast. Mi-a dat cu numărul să o sun, am sunat-o și trebuia să o aduc aici. Mi-am zis, sunt curios să văd cât e pe noapte. Și când s-a urcat în mașină și am început să vorbim, Elena. Și când s-a urcat în mașină și am început să vorbim, am zis, what the fuck? Stai că e din altă ligă. Stai așa că nu e așa. Da, și când i-am zis în podcast, uita așa la mine, Elena, și zic, Sincer. Te știu de pe TikTok, OnlyFans și atât. Mă gândeam încă o escortă. Da, de fapt n-a fost așa. Da, păi nu ți-am zis că la fel am fost și eu catalogată de curând, adică tipa aia care machiază și își face selfie-uri toată ziua și se prostește pe Instagram, pe story și nu poate mai mult de atât. Adică cred că facem asta cu toții, punem etichetele astea fără să ne gândim ce poate omul ăla. Și când am început să vorbim am fost, stai că de fapt tu poți mult. Stai că, da, poți cam mult, știi? Dar știi ce nu înțeleg eu, Diana? Măi, suntem în Londra, da? Suntem în UK. Măi, e loc pentru toată lumea. A, da, clar. De ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că din punctul meu de vedere, cred că ți-am mai ieșit odată, din punctul meu de vedere, ești the best. Mulțumesc. Pă bune, pentru că am văzut ce ieși din mâna ta nu odată, de mai multe ori la diverse petreceri. Și noi organizăm evenimente. Da. Am văzut multe sperietori de ciori. Îți dau cuvântul meu de onoare. Mult.
Suntem, mă uitam, săracul bărbasul. Da, imaginez. Nu înțeleg ce au de împărțit. Că ce? Ce nu le ajung? Ce nu le ajung? Nu cred că e vorba despre ce nu le ajung. Exact. Pentru că cliente avem toate, oricât de bun ai fi, oricât de mai puțin bună ai fi. Mulțumesc pentru apreciere. Nu cred că sunt de best. Sunt foarte multe fete talentate aici în Londra. Poate nu le știi tu, dar chiar sunt foarte multe. Am și eu foarte multe cursante care sunt foarte talentate. Dar nu e vorba despre asta. Cliente are toată lumea, cursante avem, toate cele care predăm. E vorba despre momentul în care tu începi să-ți depășești puțin limitele și să nu mai fii make-up artist de salon. Înțelegi? Și să predai cursuri la o academie, să nu știu, să începi să machiezi persoane publice. Aici intervine mult de tot invidia. Când începi să machiezi persoane publice, de ce... Îți bagă unghiile în gât. De ce ia și eu nu? Da. Îți dai seama ia uite da. Și pasta a ajuns da. Să machiază pe da, aia mare da, make-up da, artist da, să ajungi da, asta. Da, da, exact, a avut două pile, da. A cunoscut-o pe aia da, și pe aia altă da, și acum da, da, se... Da, da, nu? Nu? Da, 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 da. Ești ce mi-a plăcut? Mi-a plăcut de tine, îți mai aduce aminte când am avut evenimentul cu Daniela. Da, da, da. Și te-am sunat și ți-am zis, uite așa, eu nu vorbisem cu Daniela înainte, nu-i spusesem. A, nu, la botez la fata a fost. La botez, da. Da, la botez la fata. Da, da. Și mi-ai zis, ce e târziu, am ziua full, dar vin. Da, da, vin. Da, da, da. Și până la urmă a zis Daniela, nu, da, mă fac pa, 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 da, frumos, da, așa. Da, 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 mi-aduc aminte, da. Da, sincer, am apreciat mult lucrul ăla, pentru că noi începeam petrecerea târziu și din da. Ce mi-aduc aminte, vorbisem cu tine de fi undeva la vreo 8 seara, da, 9 da, seara. Da, seara, târziu, da, în condițiile în care muncisem deja de la 4 toată dimineața, ziua. Cred, da. Da. Da, 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 mi-aduc aminte. Da, există invite de tot felul. Eu încerc să mențin poziția de om demn cât pot. Să nu dau curs răutăților, chiar încerc să fac asta și mereu, mereu, mereu le sugerez cursantelor mele să nu fac asta. Să nu fie rele, să nu fie invidioase. Eu le dau cliente, inclusiv lor. Ele sunt cele care mă salvează atunci când eu nu pot să fac față sau... Păi cred că așa ar fi ideal să fie, nu? Da, adică plus... Să te bazezi așa pe... Da. Pe colegi, tine, pe nu? Colegi, pe mai ales, da, 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 da. Mai ales, nu, când au ieșit din mâna ta da, și da, ai încredere da, da, practică, da, da, da. Știi că o să fie ok și că nu dau greș. Exact, dar nu am și colege, nu, am și colege în breaslă, aici, în Londra, care mă înțeleg foarte bine la nivelul ăsta profesional, nu pot să zic că am vreo prietenă neapărat super apropiată, dar am fete care mă înțeleg foarte bine și ne dăm cliente una alteia, ne recomandăm... De ce nu? Adică, atât timp cât eu nu pot să te iau pe tine ca și clientă, de ce să nu-ți recomand pe altcineva? Adică, asta da. Mi se pare demnitate și să știi că tu ești în punctul în care trebuie și că nu ai nevoie de răutatea asta a oamenilor ca să gratuită. Ajungi mai departe și mai sus și mai sus și mai sus. Poți să o faci și bună și dreaptă și demnă. Da. Spune-mi așa, eu am o prietenă în România care a făcut și eu un curs de make-up. Și m-a rugat la un moment dat să-i cumpăr niște fonduri de ten care am zis că nu se găsesc în România sau nu se găsesc foarte ușor de la un brand. Și m-a rugat ea să mi-a dat ea nuanțele, le-am luat și la un moment dat îmi spune băiți, ce știi că tipa la care am făcut eu cursul nu a vrut să ne dea nuanțele? Doamne ferește! Tocmai zice că am dedus că din invidie ca să nu ai, da, să nu-ți iasă ceva și să îți fie, după ce că ți este greu la început, să-ți fie și mai greu, știi? Da, da. Probabil, nu știu, mi-închipui că din cauza asta, nu pot să-mi dau seama. Da, pentru că de cele mai multe ori ele scot cumva cursantele pe bandă rulantă, știi că nimeni nu-și propune neapărat... ca cursantele să ajungă make-up artist, adică cumva te cumva te ofensează de faptul ce? Că cineva ar putea să te întreacă, adică cumva învățătorul, da, exact, învățătorul nu? Să fie întrecut de elev. Eu nu iau deloc așa, eu mă bucur enorm pentru ele, chiar am o cursantă, ei cred că îi dau cele mai multe cliente ale mele, e foarte, foarte talentată,
lucrează la un brand super mare, a avut de curând un masterclass chiar în oraș, la mine în Watford. Am fost super mândră de ea, am felicitat, adică chiar intrasem, evoluția, da, wow, chiar intrasem în magazin cu două zile înainte și văzusem afișul cu ea și eram wow, cum să nu fiu mândră, făcuse un curs de bază și de perfecționare la mine, da, ambele cursuri erau făcute la mine, cum să nu fiu mândră de ea, e normal să fiu mândră de ea, e normal să fiu mândră de oamenii care evoluează și care ies din mâna mea, efectiv. Dar, da, faptul că nu a primit nuanțele, nu știu, mi se pare, da, dar a fost mai multe plânsul, lucruri gen nu e ok, clar. Da, l-a recomandat gen fondul ăla de ten, dar gen, vă descurcați voi, păi, știi? Din punctul meu de vedere, atunci când ești un profesor bun, în primul rând ar trebui, eu consider că cursurile astea de make-up sunt inițiere. Eu te inițiez pe tine să înveți produsele, pensulele, tipurile de machiaj, dar până la a învăța să profesezi, trebuie să treci prin toți pașii ăștia. Iar eu personal, în prima mea zi de curs, exact asta fac. Prezentarea produselor. Prezint fiecare produs, de la primul până la ultimul, pe care eu îl folosesc în cadrul cursurilor, tocmai ca ele să le cunoască, să știe cu ce lucrăm și le fac efectiv lista necesarului. Le trimit site-uri. Am făcut și mie, că am fost la tine pentru un curs de automachiaj. De automachiaj, exact, că nu trebuia mai mult. Da. Și da, am plecat și acum încă stau și mă mai gândesc că, băi, am continuat, îți dai seama, pe lista, pe ce aveam eu intrusă, că n-avea rost să cumpăr alte produse până nu le consumam eu. Unele n-am vrut să le consum nici acum din ele. Dar în momentul în care mi se termină un produs, ai pe terminate, mă gândesc la lista aia. Zic, uite, acum ar fi momentul să cumpăr ce mi-a spus Diana atunci și stau și caut lista să văd pe unde am pus-o, pe unde am așezat-o, super, știi? Bucur, inclusiv, cred că o să fac reclamă acum, un pic, să zic, inclusiv când vine vorba de produsele de față de la Kiehl's. Da? Pe care le-am deci de atunci, de când m-ai trimis tu să-mi iau cele două creme de la ei, de atunci mă duc numai la ei, am vrut să-mi comand pe online și pe la urmă am zis nu mă duc, zic, mă duc la ei că ei dau cadouri, știi? Da. Și deci am făcut timp să mă duc în brand. Am fost în brand, am cumpărat, am găsit un tip care lucrează nu știu de mult timp la ei, știi? Și am intrat în magazin și am zis că zic, caut și o cremă asta. Chiar era o perioadă în care investisem foarte mult și nu aveam bani și nu vroiam să mă duc mai cheltuie, dar aveam nevoie de creme. Nu mai aveam pur și simplu creme. Nu m-am plâns, știi, la străin sau ceva să spun, dar la un moment dat i-am zis, nu știu cum a venit vorba și eram așa supărată și frustrată, știi? Și zic, lasă-mă că și așa nu mai am bani nici de cremele mele, nu mai am să mai îmi iau, știi? Că zic, am cumpărat și acolo la studio a fost nevoie și de aia și de aia și de aia și de aia și nu mai de creme, nu mai e bani. Nu mai am, știi, pur și simplu, nu mai aveam, așteptam să-mi intre banii. Și mai aveam eu un cont cât mai aveam, dar nu ca să mă duc să dau toți banii pe creme. Și Sorin îmi spune, hai mă, zic cât costă cremele alea. Nu îți mai zic că zic, te apucă groaza dacă zic cât costă cremele alea, știi? Cum facem noi și mi-a făcut el, zice, cât costă? Mai mult de 150 de lire? Zic, nu, dar zic, undeva pe acolo, știi? Da, că zic, dacă mă apuc să zic că aia costă cam 30-40, mai costă aia 50, mai costă aia 30-40 și tot așa, toate știi? Costă, da. Și am vrut să-mi dau comandă pe online și apoi mi-am lăsat aminte că îți spusese și tu și că am fost la ei odată și că dau testere și chestiile alea care te bucură să le încerci. Exact, da. Și culmea este că, nu știu de ce, aveam eu așa o preconcepție înainte și când vedeam Kiehl's, iar ăștia, știi? Așa o chestie nasoală. E, și ce crezi? M-am dus în magazin, am găsit un tip care el îmi spunea că lucrează de mult timp la ei, nu știu care, 10 ani de când lucrează la ei sau ceva de genul ăsta, și intru în magazin și spun, zic, vreau crema asta și mi-a dat totul pe aia de față care nu se mai fabrică din ce am înțeles acum. Da. Așa, și zic, crema aia, zic, am văzut că nu mai e nicăieri, zic, nicăieri, la nici, zic, niciun mall, nicăieri nu mai există. El ce stai să mă uit să văd dacă mai e, dar aici nu cred că, zic, ce se mai face crema aia la noi, zic, mare greșeală, dar zic, în fine, zic, cred că e foarte căutată. Și m-am dus, s-a dus el să se uite acolo și spun, zic, am vrut să comand pe online, zic, am venit la voi, zic, pentru că tipa care mi-a recomandat, zic, să iau produse de la voi, avem nevoie de aia de 8 avocado și zic, tipa care mi-a recomandat, zic, mi-a spus că aveți produse foarte ok și zic, am venit la voi pentru că știu că zic, am mai putut. Dați cadouri. Dați pe gratis. Nu, dar exact așa i-am spus, adică am fost foarte fair play cu și am zis, zic, eu plec foarte fericită de la voi și în general, zic, când vin la voi și primesc cadouri, zic, eu spun la fericită. Toate prietenele și la toate colegele, la toată lumea, postez peste tot că am primit și zic, fata zic, care mi-a recomandat,
make-up artist și zic, ea mi-a zis și zic, dacă nu împrăști și eu cu toată lumea, că mergeți acolo că primiți, știi? Câte ceva. Da. Ei, și vreau să spun că m-am dus să-mi iau, cred că, două creme, am plecat cu vreo 4. Super! Tipic. Generos. Tipic. Generos. Tipic. Da, nu știu, m-am dus să-mi iau ceva cu UV aia de ochi, uh-huh. Și, nu știu, cred că atât sau două m-am dus să-mi iau. Ok. Între timp mi-a mai dat el un ser. Ei, și am plecat de acolo, nu mai știu dacă cu 3 sau 4 creme, că asta era cu câteva luni de zile și nu mai amintesc exact, dar ce mi-am amintesc e așa, că am plecat cu un ser de mărime de normală, wow, de vânzare, 50 de mililitri, cred că, super. M-a dat-o la pachet, în loc de crema aia mi-a dat altă cremă hidratantă, mi-a dat-o pe aia cu UV mare, am luat-o pe aia de la avocado și cred că am mai luat-o... am mai luat un ser, ceva, stai că mi-acoperam fața. Am luat un ser ceva care exfoliază, care ajută la exfolierea feței, dar nu trebuie să-ți faci exfoliere de genul ăsta. Am luat serul ăla și pentru că am luat astea 3-4, mi-a mai dat serul ăla. Mi-a dat un port fard de la ei. Pe lângă port fardul ăla și serul ăsta la mărime normală, mi-a dat o chestie de aia de dormit, de la Kiehl's, de pus la ochi. Deci chiar generos. Da, pe lângă astea... Deci nu te oprești. N-am terminat. Pe lângă astea am primit, cum aveam crema de hidratare pentru față, încă una tester mai mic, okay, așa, o cutiuță mai mică, și pentru... m-a mai dat un ser de ochi, separat de ce îmi dăduse, plus niște testere pe care le încercasem inițial și am spus că sunt mulțumită de ele, alea de exfoliere de care spuneam eu, dar mi-a dat mai multe măsuri mele să le iau în vacanță. Wow. Să le pun în gentuță. Super tare. Acolo am plătit, nu știu cât, într-adevăr, 150 sau 160 de lire, dar gen valoarea lor era mult mai mare. De atât. Și mi-a făcut cont, mi-a găsit contul, mi-a aplicat niște puncte pe acolo. Nu știu ce Vezi dacă n-a dat de la el? Știi cât era de bucuroasă când a ieșit de acolo? Da, mă, ziceai că a câștigat o mașină nouă. Așa suntem noi femeile, așa ne încântăm, uite, noi femeile, da, la da. Creme și farduri, da. Diana, hai să te întreb ceva. Scuză-mă o secundă. Spuneți. Vreo cursantă de-a ta sau vreo fostă cursantă de-a ta a făcut ceva vorbe aiurea? Că ar fi culme. Nu. Chiar ar fi culme. Te referi dacă a făcut răutăți, de da, da? Răutăți despre mine? Nu. Da. Nu, să știi că n-am auzit niciodată. Cel puțin n-am auzit. Asta vreau să zic, poate n-ai auzit doar. Da, n-am auzit eu. Acum, nu, că ar fi culmea, știi? Acum, nu, n-ar fi culmea. N-ar fi culmea. Nu, nu m-ar surprinde nimic. Nu, pe mine chiar nu mă mai surprinde nimic în meseria asta. Nu știu. Nu știu dacă am făcut eu vreo greșeală ca și trainer încât să... trebuiască ele să vorbească astfel despre mine, dar nu, n-am auzit niciodată răutăți la adresa mea în sensul ăsta. Din potrivă, tot timpul cursantele mi-au mulțumit și nu știu, au fost mereu recunoscătoare. Da, mereu au fost recunoscătoare pentru răbdarea mea, pentru ce le-am învățat. Da. Cred că aici deja Chip se anulează un pic chestia aia cu ești doar un make-up artist, oricine ar putea să facă treaba asta. Da. Cred că în momentul în care ajungi să și faci, să predai niște cursuri pentru că ai nevoie de o capacitate, adică... Da, să știi că de multe ori un make-up artist nu poate să fie un trainer sau un trainer nu poate să fie un make-up artist. Da, nu? Da, e greu. E foarte greu să fii trainer. Dar eu nu știu dacă mai ajunge să fac un curs la cineva care nu face treaba aia. Să fie trainer. Da, nu, mă refer strict la faptul că... Fără să fie make-up artist. Nu, nu mă refer la sau asta. Sau nu, fără să știe lucrurile. Mă refer doar că la faptul că un make-up artist bun nu înseamnă că e neapărat un trainer bun sau invers. Un trainer bun nu înseamnă că e neapărat un make-up artist bun. Mi s-a întâmplat asta și mie, adică să merg la cursuri unde... să nu fiu mulțumită de trainerul respectiv, chiar dacă eu îl apreciam enorm de mult ca și make-up artist. Da. Înțelegi? Da. La asta mă refer. Da, pentru că unii nu au vocația aia, exact, de a transmite mai departe. Exact, da. E foarte mult despre asta, să știi, foarte mult. Eu cred că m-a ajutat din nou jobul meu de nanny, să învăț să am răbdare, să învăț să comunic, să explic de 10 ore același lucru, exact, să mă fac înțeleasă, să știu să comunic efectiv cu oamenii. Da, cred că m-au ajutat super mult copiii și jobul meu cu copiii.
Dar nu cred că sunt rele, pentru că nici eu nu sunt rea cu ele și mereu încerc să mă pun în locul lor sau mereu le spun că nici eu n-am știut la început, nici eu n-am știut să fac un eyeliner, că e normal să greșești, am greșit și eu de N ori, nimeni nu s-a născut învățat, cu toții evoluăm și învățăm și în ziua de astăzi merg la cursuri de perfecționare, zilele trecute chiar mi-am achiziționat un curs și mi-am plătit un avans pentru a-mi rezerva un loc în septembrie, adică și făcusem un curs de perfecționare în februarie, adică mereu trebuie să te perfecționezi, nu da, să născut evoluezi, învățați. Corect. Plus că în jobul ăsta se evoluează enorm de mult, enorm, de la an la an sau în câteva luni chiar, evoluția e enormă. Care este idealul tău în jobul ăsta? Că eu în mintea mea, de exemplu, acum, referitor la jobul tău, eu găsesc o grămadă de variante. Nu știu, de gen, unde ai putea să ajungi, ce ai putea să faci, știi? Da. Mă cred că cel mai mult îmi doresc să am academia mea. Să ajung să am academia mea de beauty, nu neapărat. Cursurile le faci doar în limba română sau le faci și în engleză? Le fac și în engleză, da, am avut și cursante cu care a trebuit să vorbesc în engleză. N-a fost foarte greu, a trebuit doar să-mi pun la punct niște termeni. Dar, da, majoritatea sunt în română. Atunci când am cursuri în engleză trebuie să fie individuale, pentru că, na, fiecare vorbește engleza diferit, cu accentul diferit și atunci nu știu, de exemplu dacă am o albaneză, de exemplu cu o rusoaică, accentele sunt total diferite și atunci ca să nu ne deranjeze accentul uneia sau alteia sau să nu înțeleagă ele efectiv, prefer să fie individuale. Da. Dar da, poate să fie și în engleză. Idealul meu, de ce spuneai tu mai devreme, da, să-mi deschid o academie. Nu știu, în meseria asta nu cred că poți să o duci la infinit. Adică cât poți să machieze? La 50 de ani să stai să ții pesurica în mână să machiez? Nu mă văd acolo, crede-mă pe cuvânt. Ce să ții în mână? Stai că eu cred că am înțeles totul altceva. Pensulica. El a înțeles fără pen. Da. Zim ceva, nu te-ai gândit să-ți deschizi un salon? Eu nu, soțul meu, da. El insistă mult pe treaba asta, să deschidem un salon. Eu nu aș vrea, pentru că treaba de salon e total diferită față de treaba de studio de make-up. Adică în studioul de make-up vorbim doar despre make-up, atunci când vorbim despre un salon vorbim despre unghii, coafat, tuns, și cred vopsit. Că ai și stresul ăla când e vorba de salon. Să închiriez un loc pentru coafor, închiriez un salon Și tot așa, și nu? În plus de asta, eu niciodată n-am fost obișnuită să lucrez în colectiv, să trebuiască să conduc un număr de oameni. Nu știu dacă mi-ar fi neapărat greu, pentru că nu odată cred ce că dai niște cursuri. Da. Sunt deja propriul meu boss, dacă să vorbim despre asta. Nu, dar poate să-ți faci un salon de make-up. Da, de make-up. Asta vreau să te întreb acum. De ce trebuie, unghiile? Nu merită doar de make-up. Adică sunt ok așa cum sunt. De ce să trebuiască să plătesc mai multă chirie la un salon? Adică acopăr suficient acum încât să fiu mulțumită cu ceea ce fac. Pentru că eu, deplasându-mă la domiciliu, clar, pot să acopăr mai multe zone. Un salon, vezi tu, e o chestie statică. Ok, îți vede lumea, reclama și vine, intră, dar în același timp nu mi-ar place să lucrez cu orice naționalitate. Pentru că e dificil. Refuz foarte multe cliente de diferite naționalități. E diferit. Din punctul meu de vedere, ca să lucrezi pe un ten foarte închis, ai nevoie să te specializezi în direcția aia, ca să știi exact ce să luminezi, ce să nu luminezi, unde să pui umbra, unde să pui lumina. E dificil și am avut vreo 2-3 experiențe de genul, nu mi-a făcut plăcere. Și am zis, nu o să mai fac asta niciodată, nu o să mai lucrez cu naționalități total diferite de noi europenii. Adică prefer să lucrez cu europeni, ce am foarte multe cliente albaneze, rusoaice, bulgăroaice, etc. Chiar și modele care îmi vin modele la cursuri sunt foarte multe străine, dar, repet, să lucrez chiar cu orice naționalitate e dificil din punctul meu de vedere. Și atunci prefer să nu. Aș deschide un salon
unde să fie tot ce spuneam mai devreme, adică unghii, păr, coafa, dar vopsit, nu doar make-up. Dar nu doar make-up. Nu ar merge, în primul rând, să fie doar pe make-up, pentru că, vezi tu, cu make-up-ul e doar un weekend pe evenimente. Asta vreau să spun, da. În cursul săptămânii mai puțin, sunt, dar puține evenimente. Da, în UK se fac evenimente și în timpul săptămânii. Da, da, dacă, da, dacă ei, lucrezi, la, da, la da, dacă lucrezi, dacă alegi să lucrezi exact ce spuneam mai devreme cu alte naționalități, atunci da, categoric ar merge. Ce înseamnă pentru tine să ieși din zona de confort? Faptul că e la podcast. Faptul că e la podcast, exact, bravo. Jur că aveam asta în minte, dar am zis să o spun, să nu o spun, exact asta. Uite, să-ți dau un exemplu de curând, când am simțit că sunt total în afara zonei mele de confort, când m-am acreditat ca și trainer și am fost nevoită să-mi dau toate examenele și să merg la un curs pentru level 3 în teaching and education, bla bla bla, a fost... am zis, din nou trebuie să fiu atentă, să învăț, să dau examen, să trebuiască să fiu atât de concentrată și să fac altceva față de ceea ce fac eu, pentru că eu aveam impresia că dacă o să merg la cursul ăsta o să fie un curs despre make-up. Nu, nu a fost un curs despre make-up, eu am înțeles total greșit. Cursul ăsta a fost cu oameni din toate domeniile, polițiști, criminaliști, pediatri, parașutiști. Învățam cu toții cum să devenim trainer, profesori, exact. Cu toții învățam asta. Cum să ne comportăm cu studenții noștri, ce trebuie să facem, ce trebuie să spunem, cum să-i primim, cu ce îi întâmpinăm, întrebările de bază și așa mai departe. Și am fost șocată. Pentru că nu mă așteptam la asta. Eu am crezut că merg la un curs de să vorbească despre make-up și o să le fac căsura mea o sprânceană și o să-i dau pe spate. Da. Și n-a fost deloc așa. Mi-aduc aminte că la prima pauză mi-am sunat soțul și am zis, eu vin acasă. Nu, nu pot, nu pot, nu sunt în stare. Și din nou intervine soțul meu care îmi spune, ba da, poți, stai acolo, tu poți intrat, mai mult de atât. Da, exact, știi că ești foarte deșteaptă, știi că ai trecut prin atâtea pe care le-ai dovedit. Și tu ai zis, da, știu că-s foarte deșteaptă. Da, da, dar ăsta e prea greu pentru mine. Și da, l-am dus la bun sfârșit, mi-am dat examenul, l-am luat cu brio, m-au acreditat, dar da, am simțit că mi-e din zona mea de confort, pentru că era ceva total diferit. Trebuia din nou să vorbesc engleză, lucru pe care îl fac destul de rar acum, slavă Domnului că am învățat-o la momentul potrivit, pentru că acum lucrând cu 80-90% românce, da, nu mai mi-e super ocazia. Greu, da, 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 mi-ar fi super greu să învăț acum termeni noi. Ce este ce n-ai face niciodată, Diana? Compromisuri. Compromisuri sexuale. De ce gen? Sexuale? Da, compromisuri sexuale. Îți povestesc genul exact. Fans. Genul OnlyFans, da. Dăruiești? Ui la tine, da, 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 la cine da, exact, da. Ce de ce te uiți la mine? Doar, de ce nu? Deci când, de fiecare dată când ajunge discuția în partea asta, te uiți la mine. De ce? Păi trebuie să fii mândru. Că ești fan OnlyFans? Nu. Ești foarte low. Da, n-aș face asta și n-aș călca niciodată pe cadavre ca să ajung departe. Niciodată, niciodată, niciodată. Nu. Aș rămâne demnă și dreaptă și cu o treaptă mai... Exact, cu o treaptă mai jos decât să urc fără demnitate. Nu, niciodată. Spuneai că nu te-ai vedea, spuneai mai devreme că nu te-ai vedea la 50 de ani. Da, nu m-aș vedea la 50 de ani. Treaba asta. Și atunci care sunt planurile? Îți faci academia, de exemplu, faci lucrurile astea, nu știu, în timp ce îți faci academia vrei să mai faci și make-up sau consideri că... Ideea e că meseria asta te învață să devii antreprenor, categoric. Te învață să devii antreprenor, te învață să-ți conduci propria afacere, că până la urmă despre asta e vorba, îți conduci propriul tău business, trebuie să fii implicat 100% ca să funcționeze și să meargă. Să nu mai spun despre cât de mult trebuie să te implici ca să te menții pe piață, pentru că mereu vin din urmă fete talentate, suflul nou, exact. Noi am obosit, pentru că facem asta de mult, pentru că ne trezim de ani de zile la 3-4 dimineața în weekend. Și oricum cred că de multe ori ai impresia că le știi pe toate, adică n-ai cum. Nu că le știi pe toate la modul, dar gen
Da, ți intri într-o rutină, da. Știi ce ai de făcut și poți să machezi cu ochii închiși. Chiar săptămâna trecută mă trezisem la 4 dimineața și nu-mi sunase alarma. Și m-am trezit singură, din instinct efectiv, și am întârziat gen 5 minute, că venise clienta la mine și am întârziat gen să cobor în studio 5 minute, timp în care m-am îmbrăcat, m-am spălat pe dinți și pe față și am coborât. Și m-a întrebat fata, ești ok? Cum te-ai trezit? Și zic, foarte bine, mamă, dar ce fresh arăți! Zic, m-am trezit acum 5 minute, nu te cred. Și zic, eu m-am trezit de o oră. Adică la trei fără mi-am făcut abieturile, mi-am băut cafeaua și simt că o să dorm pe mine. Și zic, eu așa funcționez. Eu nu beau cafea, nu beau Red Bull, nu beau energizante, nu beau nimic care să mă facă să mă trezesc. Eu așa funcționez. Poți să mă trezești din somn, să-mi dai pensul la mână și să te machez. N-am nevoie de nimic altceva. Nu am nevoie de 15 minute academice să mă trezesc fiu fresh. Mă întrebai de... Dacă nu mai faci make-up. Da, asta îți spuneam, că meseria asta te învață să fii antreprenor. Și să-ți dezvolți abilități de care nu credeai că ești capabilă. Și mi-aș dori să fiu în domeniul ăsta mereu, dar nu să fac eu asta neapărat. Mi-aș dori să trăinuiesc pe cineva, de exemplu, care să facă asta pentru mine. Adică, de exemplu, cursuri de bază. Probabil că la un moment dat nu o să mai am aceeași răbdare, o să-mi pierd entuziasmul. Sunt convinsă de asta, pentru că nu e un job pe care poți să-l faci la nesfârșit. Mi-aș dori să fac altcineva asta pentru mine. Am o prietenă în țară care are un salon și îmi spunea acum vreo 8 ani de zile, Diana, m-am cam săturat, m-am cam plictisit, simt cam obosit și simt că e momentul să muncească alții pentru mine. În ziua de astăzi are cel mai tare salon de la noi din oraș, a luat toate fetele bune din orașul ăla și chiar muncesc alții pentru ea. Și face foarte mulți bani. Cred că la un moment dat o să intervină banii și o să spui, fac asta pentru bani. Și o să machez așa, câte o prietenă, câte un VIP, exact. Este absolut necesar și spune, nu, eu vreau neapărat cu Diana. Da, da. Tu-ți verifici așa, sau, nu știu, angajatele tale o să zică, mă, Diana, știți, este foarte ocupată, nu știu, trebuie să întrebăm. Exact. Dacă aveți o cunoștință care să meargă să pună vorbă. Doamne ajută să ajung exact acolo. Poate să uiți de noi peste ceva. Niciodată n-am uitat niciodată de unde am plecat și nu o să uit niciodată. Din Târgu Mureș. Nici măcar, să știi. De la mine, de la țară, de acolo. De la sat, da. De la mine, de la țară, da. Bine, să știi că mereu am, nu știu, urăsc treaba asta, ca cineva să mă perceapă că m-am ajuns, că nu mai sunt același om acum, că da, ce? Oamenii... Acum că ce? Că machiez, că da. ai cunoscut 5-6 persoane publice. Și sunt oameni ca și noi. Și eu am luptat ca să ajung să le machiez. Asta le-ai auzit tu de la alte persoane care vorbesc pe tine, da, stai seama că da, am auzit asta de curând, dacă mi s-a urcat vedetismul la cap, nici o secundă, nu o să uit nici o secundă de unde am plecat. Și apropo de asta, că ziceam de la mine la țară, mereu când merg acasă la e-mail, că acum nu mai stau la țară, m-am mutat la oraș. Te-ai ajuns? M-am mutat la oraș. Am o prietenă gen din copilărie, una din fetele care mă umplu pe mine de păduc, știi? Și mereu o strig și o strig pe nume, știi? Gen, dacă o văd pe stradă, o strig și mama tot timpul zice, dar ce, Doamne iartă, mă vorbești cu ea? Mami, dar nu vreau să creadă cu Tărescu că m-am ajuns. Nu, deci, știi, am mereu chestia asta, să nu cumva să creadă ea pe care eu o machiam și o coafam acum 20 de ani. Oricum cred oamenii, indiferent ce ai face, tu sunt oameni care o să creadă da, cu siguranță. Lucrul ăsta, n-ai cum. Cu și știi cum da. Era o chestie care spunea că nici nu e ok să mulțumești pe toată lumea. Poate că nici nu vrei, nici dar nu de multe vrei, ori când ți se întoarce și auzi câte o chestie de genul ăsta, chiar dacă nu vrei să mulțumești pe toată lumea, în sinea ta tot vrei să mulțumești pe toată lumea și rămâi așa ușor dezamăgit și zici, uite-mă ce a zis ăla despre mine, dar de ce ai spune așa ceva? Tu chiar altă treabă, da, n-ai? Exact, uite, tot asta nu sunt. Exact, și uite că gen... Nu știu, poate nu zic, poate mi-am ridicat standardele, da, poate am pretenții mai multe de la mine, de la viață, de la oamenii din jurul meu, pentru că e normal să evoluezi. Până la urmă, aia e problema, când rămâi în același punct și nu evoluezi și pe unde erai acum 10 ani și acum, cam acolo ar trebui să fie problema, adică problema ar trebui să fie la tine, nu la mine. Perfect, de acord. Eu chiar de curând aveam discuția asta cu soțul meu și auzisem
vorbele spuse mai devreme despre mine și exact asta spuneam. Dacă tu nu ai evoluat și ai rămas în același punct și mă vezi pe mine că m-am ajuns, eu consider despre mine doar că am evoluat și atât. Da. Faptul exact. Că eu am evoluat și tu ai rămas în același punct nu e despre mine. Mă deranjează și nu. Pentru să știi că le consider ca și răutăți. Adică le iei ca și răutăți. Sunt răutăți. Cu siguranță sunt nu răutăți. Nu cred că da. Sunt... Nu mă mai las de mult afectată, să știi. Chiar încerc să nu mă mai las afectată. La început mă lăsam afectată de orice comentariu lăsat. Mă influența pe un grup din ăsta de mămici unde comenta cineva și spunea că mai ales mămici nu știu, machiajele mele sunt nu știu cum sau uite ce ai făcut la aia sau arată ca un travestit. Nu, nu mă mai iau după ce zice lumea, să știi, și eu nu trăiesc după societate, chiar nu trăiesc. Am învățat și cred că lucrul ăsta mi-a dat cu maturitate. Am învățat că fericirea mea e a mea, nu a ta, dorințele tale sunt ale tale, nu ale mele și că sunt liberă să fac și să crezi ce vreau, așa cum ești și tu la rândul tău liber să faci să, ce vrei, să crezi ce vrei. Ca asta crezi tu despre mine, îmi pare rău, pentru că știu că nu e așa, dar nu o să fac nimic ca să te conving. Absolut nimic. O să dar n-ai avut la în vreaslă colege sau, nu știu să zic mai degrabă, colege, da, care să zic așa, e, da, mă, ce, nu, eu vreau, am vrut și eu să fac așa, știi, să fac cursuri, dar nu, că e bătaie de cap, nu e ok, așa, știi? Adică... Ba da, cu siguranță. nu, că mi-e greu să cred, cu siguranță, da. Eu am avut, avut de multe ori, exact cum spuneai tu, știi, eu întotdeauna am avut drumul meu și am avut dorințele mele, gândurile mele cu unde am vrut eu să ajung. Și de multe ori colegi din jurul meu, de exemplu, sau oameni din jurul meu, au crezut că au fost în competiție cu mine, cred că e mai bine spus așa, mai simplu, au fost în competiție cu mine fără să știe care sunt idealurile mele, știi? Exact, mie oricum nu mi se pare ok, gen, dacă tu ai un ideal, poți să mă inspiri. Asta da, să zic, bă, Diana, uite ce mișto că ai făcut chestia asta, uite, mi-ai dat o idee, știi? Da, sau uite, chiar aș putea să fac chestia asta și nu m-am gândit niciodată, ce mișto, știi? Da. Sau, mamă, ce mișto că, știi, faci cursuri, știi, chiar mișto. Mi-aș dori să fac și o chestie asta. Hai să văd cum pot să o fac. Și exact. Eu pot să o primul fac pas, și eu. Nu? Exact, știi, hai să văd dacă pot să o fac și eu, dacă mă reprezintă, dacă știi, dar nu să o fac pentru că o faci tu. Da. Și să intru după azi, uite, vezi, ce era așa greu, adică știi cum uite, e, drumul e lung. Drumul e lung. Ca vulpea care n-ajunge la struguri. Exact, da. Și dacă stai să te uiți la drumul ăla, cât e de lung să ajungi acolo, să predai cursuri, să machiezi, nu știu, persoane publice, drumul e foarte lung, dar mereu trebuie să te gândești pasul, primul, care e ăla primul. Primul e să-mi doresc. Da, și să pun asta în aplicare, nu? Dacă stai să te gândești cât mai e până departe, e mult. Te lași pe gubaș și lași garda jos. Încearcă să faci mereu primul pas. Primul pas care e dorința. Ok, dorește-ți, luptă, muncește pentru asta. Sacrifică-te și o să ajungi să predai și tu. Timp, exact. Despre vorba, timp, despre Doamne, timp. Să nu mai spun cât e vorba despre timp. Să nu mai spun. În jobul ăsta e mult sacrificat timpul, mult de tot. Eu știu că jobul eu când mă trezesc și ajung la orele pe care când ți-am scris ea seară. Cred. În varianta bună. Varianta bună, da, seara am ajuns de vreme la 11:30-12, că ajung și pe la 2-3 dimineața uneori și nu fac decât să mă demachez pe repede înainte somn și atât, știi? Da. Direct mă trezesc a doua zi buimac, nu știu câte ceas, a sunat ceasul, ce zi e, n-a sunat. Da, știu, cunosc. Ce am de făcut azi? Știi? Și mi se întâmplă, a început să mi se întâmple foarte des în ultima perioadă, chiar vorbesc cu Cip sau cu Geo și zice, da, ce ai făcut ieri? Stai să te gândești. Ce a fost ieri? Ieri a fost luni. Ieri am fost acolo, știi? Sau și mă zic, chiar pierdem noțiunea timpului. Exact, nu mai țin minte ce am făcut. Și de multe ori sunt chestii, uite, de exemplu, am fost acum, cred că 2 săptămâni sunt de când am fost la Andrei Rio, ceva de genul ăsta, nu? Da, că spusesem eu, da. Așa, ei, a doua zi, cred că, nu știu cine, a doua zi am fost la Gabriel la clinică și eram încercănată, nu dormisem, dormisem câteva ore, știi? Și zice, ai petrecut aseară?
Și am stat și m-am uitat la el, deci fusem la un spectacol, wow, da, o seară da, înainte. Da, da. Și stai și mă gândeam, zic, unde ai fost? La ce am făcut aseară? Zic că am fost undeva mișto aseară! Da, fost super mișto aseară, că am fost acolo. Dar, da, sunt multe răutăți. Dar cum spuneai tu, în momentul în care începi să crești și să scoți capul din carapace, exact, și începi să înflorești, începi să faci ceva, chiar dacă și crești, fără să înflorești încă, știi? Da. Dar pentru că ai ridicat capul un pic mai sus decât ceilalți și ești cumva oaia neagră, știi? Aia care iese din turmă, toată turma pac, exact, iese din turmă și deranjează. Cu ei tu așa pe drumul tău și uite-mă și pe aia s-a trezit și aia să facă ceva. Și de asta spuneam că am avut și eu persoane, am avut colege care nu înțeleg de ce ți-ai pierde tu timpul și energia să te gândești ce-mi doresc eu ca să faci și tu aceleași lucruri, dar de ce n-ai și tu dorințele tale? De ce n-ai viziunea ta? Eu mereu spun ta? Asta, să știi, da. Știi, adică... Creează-ți propriul tău ideal și doar inspiră-te din stânga și în dreapta și încearcă să fii original în ceea ce faci. Păi, dar nu au idealuri. Exact, da. Nu au. Păi, în ziua de asta, și vor știi, să te copie pe tine, pe tine. E mult mai simplu să copiezi pe cineva decât să stai să-ți bați tu capul. Pentru că, stai să te gândești ce apropo vrei. De ce spuneai mai devreme, jobul ăsta și despre timp, jobul ăsta nu e doar despre mă duc, o machiez pe cealaltă, mă pun să dorm și aia e. Nu. Jobul ăsta, ca să ajungi departe, e mai mult decât atât. Gândește-te puțin așa, cine îți face ție toată treaba de marketing? Pentru că ca să ajungi să fii văzut, nu trebuie să te ocupi și de asta. Editarea unei poze îți ia o grămadă de timp. Să nu mai zic că îți faci, nu știu, de exemplu... Eu știu. Când îți chemi un model, da? Să-l machiezi doar pentru Instagram. Pentru că se poartă acum tare mult treaba asta să ne chemăm modele și să le machiem doar pentru Instagram, pentru poze pentru Instagram, care sunt total diferite, machiajele de Instagram sunt total diferite față de cele pe care noi le reproducem apoi pe cliente. O zi ai nevoie ca să-ți machiezi un model. Să te gândești la concept, la ce vrei să-i faci, apoi să o machiezi, apoi să-i faci pozele, apoi să faci, nu știu, un video și apoi stai și chinuite că în alea 300 de poze să alegi una, maxim două, pe care să le postezi, să le editezi, să le postezi apoi pe Instagram la o oră la care să fie vizibilă. Eu stau și mă gândesc ce-mi spui tu, adică la modul că ți-a o zi întreagă să faci o postare, să muncești la o postare. Și gândește-te câtă muncă este și la noi pe parte de studio cu podcast, pe parte de studio foto, pe care nu le facem nimeni altcineva, le facem noi, da? Da. Și atâta timp ne petrecem, băi, exact cum spui tu, pentru o postare. Da. Stau ore întregi ca să creezi postare. Și după aia vine ceva și zice, ce mă, cât e să postezi? Ai luat, ai pus o pe Instagram și îți vine să-l arunci de la balcon. Și tu stai și te gândești, what? Da. Știi? Când știi cât timp ai sacrificat și cât ai muncit și uite, în momentul ăsta nu mai simt așa de rău, să știi. Da, deci, mai e cineva ca tine, nu? Nu mi-ai spus că ție îți ia o zi întreagă pentru o postare. Da. Pentru mine, de multe ori, eu am impresia, după ce îmi trece jumătate de zi, eu stau și mă gândesc și mă analizez timpul și zic... Trecut ziua degeaba. Eu așa stau și mă gândesc pentru că eu nu văd nimic, practic. Am făcut o chestie la care te uiți, practic e nimic, știi? Știu. Acolo. Mic. Și aștept să vină like-urile, știi? Știi? Lumea nu apreciază, Exact. Eu m-am chinuit o zi întreagă și lumea nu apreciază asta, adică... Da, pentru că nu știu ce muncă este în spate. Exact. Și văd doar o poză și atât. Da. Și păi asta pot să fac și eu. Exact. Dar habar n-au ce e în spate. Ce e în spate, da, câtă muncă. Cum ai spus tu, să editezi o poză, ți-a... Poate să-mi ia și o oră. Tu faci pozele și tu faci editul? Da, eu fac tot. Nu cred. Eu fac tot. Dar și pe mine când m-am machiat, ea mi-a făcut fotografiile. Deci știi că eram pe repede înainte și mi-a aranjat ring light-ul și nu știa cum să-mi facă fotografia mai repede, că trebuia să ne ședicăm, trebuia să plecăm. Eram în bucătărie la voi doar. Și îmi făcea repede să-mi facă fotografia. Stai încă două. Acolo încă eram începătoare în ale fotografiei și postării. Lor. Doi ani de la botezul evoluezi în 2 ani enorm. Asta din toate punctele de vedere. Ce făceam noi cu 2 ani? Botezul Sofie. Nu știu ce făceam acum 2 ani, habar n-am.
Eu știu sigur că făceam asigurări, că fac asta de 4 ani. Da, mai exact. Mult de atât nu știu. Da, 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 da. Da. Eu fac să fac masterul de care spuneam ție. Putem să-l fac și eu sau ce? Nu, că vreau să devin profesoară. Da, știu. Da. Și am tu? Zis că dacă se face profesoară, eu mă mai înscriu la facultate odată. Foarte tare, vreau. Uh-huh. Că aș vrea să văd cum e ca profesoar. Când ne-am cunoscut, era să zic eu student. Ceva ca și cum altfel știi cum sunt. Păi știu cum ești, ca și colegă, ca și... Ca și, am mai avut-o cu asta cu... Ca și. O să avem un serial cu ca și, da, ca, exact. Și ca și în UGO. Da, la mine asta cu profesoara a fost din România. Am vrut să mă înscriu la facultatea de pedagogie. Nu am reușit, pentru că nu aveam liceul pedagogic. Adică eu dacă nu m-am gândit când aveam 13 ani sau 14 ani, nu pot să mă gândesc mai târziu, pentru că nu m-am gândit când aveam 13 ani ca să dau la liceu și oricum n-aș fi putut, că n-aveam posibilitatea asta, capacitatea, pentru că eu țin Mangalia, era liceu pedagogic doar în Constanța, trebuiau niște resurse financiare imense ca să ajung în Constanța și oricum nici nu mă gândeam. Și fine, în România n-am putut. Și atunci... am zis că, băi, în UK sistemul este altfel. Da. Este cu totul altfel și la vremea când îi spuneam lui Ciprian că vreau să fiu profesor, că mă întreba și se uita așa la mine, ce, vrei să fii profesor? Da, universitar, nu gen 1-4, primary, de astea, știi? Foarte tare. Și spuneam că zic, trebuie direct să fac MBA-ul. Și m-am înscris la MBA, dar el n-a realizat în momentul în care m-am înscris la MBA de ce m-am realizat. Și am zis că n-am terminat. Știi, mi-am luat MBA-ul și zic că, mai știi când îți spuneam că zic acum sunt pe drumul de a ajunge aproape acolo, știi? Nu că n-aș fi găsit locuri de muncă gen ca și profesor fără MBA, dar am spus că eu nu vreau să găsesc un job în care să-mi ceară MBA-ul sau masterul și eu să nu-l am. Da. Și am zis nu. Mai ales că, exact cum spuneai tu de make-up, la mine a fost o chestie, dacă cu vreo 12 ani să fac MBA-ul, în România era imposibil să faci treaba asta, pentru mine cel puțin financiar. Și atunci, dacă am avut ocazia, l-am făcut și astfel și gata. Eu sunt curios să văd ce comentariu o să apară acum la podcastul ăsta, că nu o să-l difuzăm. Cine mă asta? Vis-a-vis de masterul tău. Pornăciunea asta care nu știe mai nimic. Păi nu, serios, că așa e. Adică eu sunt conștientă de comentariile din spate asta. Ce o să apare așa să înveți pe studenți, așa fi? Așa o să vii să înveți? Ce să ne înveți, mă, tu pe noi? Despre mine care mă piți-poncesc toată ziua pe Instagram, nu? Se spune același lucru, că nu poți să... Diana, spune-ne așa, în cât timp ți-ai construit tu pagina de Instagram? Vreo 4 ani, cred. Vreo 4 ani de zile, în care ai postat constant, ai luat zile libere, ai machiat modele, prietene, cunoștințe. Am fete super fidele, gen, care vin la mine constant și își petrec o zi întreagă cu mine pe gratis. Doar ca să le machiez eu. E, acum, serios, știi, pe gratis, păi dai seama ce bubuie după aia și Instagram-ul să lor. Știi că le-a ajutat. Că și eu mi-aș face la fel, gen, adică e normal. Eu chiar m-am uitat de multe ori, mi-ar fi prins bine când ai pus tu anunțuri, că, de exemplu, cauți un model sau ceva ca să faci o treabă, numai că la cum am eu timpul, la fel ca și tine, trebuia să mă programez cu 2 luni înainte, știi? Da. Ai crescut pagina în timp, că știu că e multă muncă, eu încă n-am reușit... Să-mi fac atâta timp ca să cresc paginile. Da, e foarte bun. În condițiile în care ți-ai crescut paginile, postezi constant, ai story-uri constante sau mai tot timpul încerci să postezi ceva la story-uri. Presupun că, de exemplu, eu n-am atâția follow-uri cât ai tu și primesc niște mesaje foarte interesante, să le spun așa. Interesante. Cum a fost la tine? Interesante de la? Ce mesaje? De la ei, de la ele, dar probabil că mai mult de la ei. Și unele din ele. N-ai primit și cerințe de astea, gen, nu știu, dacă te ocupi și cu altceva în afară de make-up, dacă... întrebări.
Vrei să ajungi la bărbați, Corina, și nu știi cum? Da, 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 da. Exact. Da, primesc mesaje de la bărbați, dar nu cred că există femeie de pe social media care să nu primească mesaje atâta timp cât te expui. Uh-huh. E vorba de asumare. M-am expus, îmi asum faptul că e posibil să fiu văzută de oameni pe care nu-i cunosc, pe care nu-i doresc să fie în viața mea sau pe pagina mea. Le citești? De cele mai multe ori, da. Sunt curioasă. Și mă amuz mult, mă amuz. Asta, aici vreau să ajung. Da, mă amuz foarte mult. Și să știi că le și răspund. Da? Da. Dacă nu întrec vreo măsură, da, a bunului simț, da, le răspund, da. Îmi place să le răspund. Să văd ce poate bărbatul din ziua de astăzi. Am fost surprinsă chiar de curând să aflu cum ne văd bărbații din ziua de astăzi și cum cred ei că toate picăm în plasa lor foarte ușor. E, dar știm! Dar nu e chiar așa. Primesc mesaje de tot felul de la bărbați. Cui zâmbești tu acolo? Mie neapărat, nu, tuturor. Cam așa vine răspunsul meu în general. Eu nu am poze cu soțul meu pe Instagram. Nu, n-am nici eu. Postez de obicei doar la story cu el. Nu am poze cu el. Nu am poze cu el pentru că nu-i place să stea la poze și am zis mereu, o să am o poză cu tine pe Instagram când o să fie una bună până atunci. Mie Sorin mi-a spus, cred că am o singură fotografie cu el de la nuntă de la noi sau ceva de genul care s-a dus, a rămas cumva în jos. Da. Dar el mi-a spus, am vrut să postez cu el și le zice, ești proastă. Da, exact. Da. Cum să postez poze cu mine pe Insta? Lasă că ai Facebook-ul pentru asta, nu-ți trebuie Instagram pentru partea asta. Dar pe Instagram nici măcar cu mine n-am foarte multe poze. Am câteva numărate cu mine. Că nu e vorba despre asta, nu e un profil personal. E vorba despre ce faci. E vorba despre ce fac, da. Deși să știi că vinde treaba asta cu personalul pe Instagram. Ca peste tot pe social media de altfel. Atâta timp cât îți expui viața privată și oamenii văd picanteriile din viața ta, o să atragi mult. Când îți expui doar munca, la un moment dat o să începi să plictisești. Da, o să începi să plictisești, că lumea e curioasă. E foarte, dar recunosc că și eu fac asta. Mă atrage foarte mult atunci când o persoană pe care urmăresc în spațiu public postează și altceva sau, nu știu, din viața personală sau aflu detalii din viața personală, te încântă. Ceva, simți o poveste că intri, de acolo. Da, puțin în intimitatea omului și te atrage asta. Ai avut ceva mesaje care, nu știu, ți-au rămas mai adânc întipărite sau care te-au amuzat un pic mai tare sau... Mai de la bărbați, nu știu, nu mi-aduc aminte. Ai avut de la femei care la te-au... La femei nu în sensul ăsta, nu... Nu cred. Mă amuză mesajele de genul faci un discount, gen fără bună, faci un discount, suntem trei. Păi... Pentru? Ce facem între exact, trei? Exact, asta vreau și eu să întreb pentru ce, gen, da. Știi? Sunt mesaje de genul fără bună, fără să mai salutăm. Păi ce rost mai are, pierdem da, vremea. Da, exact, da. Sunt mesaje de genul. Nu mă simt să răspund. Mai bine vreau să răspund unui bărbat politicos care îmi spune bună frumoasă decât să răspund unei femei care îmi spune suntem trei, faci un discount. Da, și eu am ajuns la concluzia că eu n-am crezut niciodată că merge atât de mult genul ăsta de a agăța pe online, gen prin mesaje pe Facebook, pe Insta, pe asta, știi? Adică mă gândeam cumva că e de domeniul trecutului, gen Mirc... știi, da. Yahoo Messenger, da. Nu știu. Da. Știi care e problema? Eu chiar vorbeam cu soțul meu, am fost de curând, am ieșit la club ca fetele, a fost ziua mea de curând și am ieșit la club, doar noi fetele. Și am fost șocată să văd de felul în care ești abordată tu ca și femeie de un bărbat. Nu venea să cred că abordarea lor e... că funcționează. Da, și funcționează cu siguranță, că altfel ar apela la metodele astea de a-ți umple masa cu alcool. În condițiile în care noi eram vreo 5 fete și două din noi nu beau alcool, incluzându-mă. Da, dar ești în Anglia. Da, adică ni s-a umplut masa de alcool, știi, pe principiul ăla, îți dau de băut și ești a mea, știi? Exact. Nu mai știi de tine. Da, eu chiar povesteam cu soțul meu despre chestia asta, despre cum, nu știu, se valorifică femeile pe ele, dar și bărbații. Am pentru și că atâta eu. Timp cât tu ca și femeie nu cazi în plasele astea, n-are cum să funcționeze. Păi înseamnă că funcționează. Asta mă gândeam și asta vorbeam și cu Cipa, asta vorbeam și cu Sorin, cu Ștefan inclusiv, care, pe care îi întrebam și zic, cum? Zic,
merge gen la modul ăsta, că mie mi se pare penibil. Da. Adică mie unele lucruri mi se par penibile de-a dreptul, știi? Da. Și chiar, exact cum spui tu, am primit și niște mesaje pe Facebook, eu le și împărtășesc cu prietenii. Da, eu cu soțul, da, place. Eu maxim. Cu prietenii, nu doar cu Sorin, cu Ștefan, da, cu Cipu, da, cine da, mai da, e pe da, lângă da. Mine. Știi, dacă vorbesc cu mama sau e mama lângă mine, râd cu ea, de nebunesc, știi? Da. Și la fel ca și tine răspund la unele mesaje, la unele văd că nu am cu cine să ajung mai departe, știi că te dacă arunci un ochi, îți dai seama dacă cu cine să vorbești sau nu? E, și la unele răspund, exact cum spui tu, și random așa. Și am avut o discuție cu unul care spunea centimetri. Mm. Asta a fost prima lui reclamă, în centimetri, dacă sunt interesată, dacă știi. Ce ofertă, de nerefuzat. Exact. Și am stat așa un pic de vorbă, m-am amuzat, i-am trimis prin screen-ul lui Cipi, era și un bank holiday și mi-a spus că are ceva timp liber. Dacă am luat în considerare varianta în 3 de un threesome, știi? Wow. Și că el a mai încercat, știi? Eu nu eram curioasă deloc, adică mi se furnizau niște informații despre care eu nu întrebam nimic și că s-a gândit că poate m-ar încânta, m-ar bucura, știi? Și mă gândeam așa, zic, bă, dar chiar se vede din fotografiile mele că duc lipsă, că mi-ar trebui, zic, știi? Ei, și vorbeam cu ei și întrebam, mă, zic, eu rămân mirată de faptul că merg. Adică, clar, cineva acceptă ofertele astea. Cel puțin una a acceptat. Cel puțin, da, de la una trebuie să fie, ca să încerci mai departe, trebuie să fie acceptat măcar una, să zici că, bă, știi? Ca în vânzări, dintr-o sută, un tot acceptă. Adică la modul ăla. Și o abordare de asta, stai și mă gândeam, zic, că asta funcționează. Da, chiar funcționează, sau, am auzit că faci asigurări, da. Ieșim la o cafea să-mi faci și mie o asigurare? Nu ieșim la o cafea să-ți fac o asigurare. Eu lucrez așa, știi? Numai că la mine sună dubios în momentul în care îi spun, naule, nu ieșim la o cafea să facem asigurare, merg la vin, trebuie să vin la tine acasă, știi? Sună și mai, wow! Da, și vii direct, știi, mișto! Deci măcar nu trebuie să te mai scot la cafea, da. Sun, faci asigurări, da. Și mai faci altceva? Da, podcast, fotografii, gen. Nu, mă referam la altceva și stau și-mi dau ochii peste cap. Logică, m-am prins la ce te referi, știi? Dar nu fac. Băi, și stau și mă minunez. Cum merg, mă? Că zic, mie astea mi se par... Da, uite, vreau să-ți povestesc acum vis-a-vis de ce ai spus tu că umplutul mesei de alcool. Da. Și știi că i-am povestit faza nu de mult. Am ieșit și eu cu o prietenă într-un club, la fel doar noi gagicile. Și suntem abordate lângă noi, tot în centru eram, lângă noi, un tip sau un grup, nu știu, un tip cu un cot tipă, nu mai aduc aminte exact, era cu câțiva ani de zile. Și ne spune, zice, uite, clubul, știi că aici multe se închid la ora 1. Okay. Și zice, se închid la ora 1, zice, este aici lângă, mai sus, un club, zice, care e deschis până dimineața, în Playboy Club. Și zice, Playboy, avem aici, mă refer la plovărul, tricoul de pe Cip, nu la ceva. Așa, și zice, dacă vreți, zice, noi am rezervat o masă acolo, zice, puteți să veniți și voi. Noi am stat, am vorbit, fată, ce facem, fată, știi cum e la noi, a? Da. Ce facem? Mergem acasă? Nu, hai, poate să vin și niciun pot ăștia, care-i vrăjeala, știi? Mergem în club acolo, ne dau la fel, o băutură, două băuturi, știi, trei băuturi. Da, ei ți-o spun la modul cu băutura, exact cum spui tu, de zici că, mamă, ce mi-ai dat mi-ai plătit de o băutură. Nu ți-ai exact, băutură, știi? Da. Mamă, ce, îți dai seama, super fericire maximă că mi-ai plătit tu o băutură și că mi-au adus și pe a doua, știi? Da. Ei, și când plecăm de acolo, zice, hai să mergem la o cafea, era 3 dimineața, 3 și ceva, 2 și ceva, 3, nu știu, o chestie de genul ăsta. Plecăm de acolo și n-am realizat că toate cafenelele astea renumite sau mari sunt închise la ora aia. Chiar n-am realizat. Am avut, fiind în centru și fiind agitație, tot am trăit cu impresia că e deschis. Ei, și mergând așa cu prietena mea, zice, erau doi tipi, era tipul ăsta cu un prieten. Și zice, plecăm de acolo și unul dintre ei, să mergem la, să bem o cafea, hai. Acum mergând, doar cei ce sunt din club mă întrebă, auzi, dar zic, noi unde mergem la cafea? Că zic, e totul închis. Asta să zicem, zic, eu nu știu, zic, hai să întrebăm, nu, gen, să știm unde mergem. Și îl întrebăm, zic, auzi, dar zic, unde mergem să bem cafeaua? De ce la mine acasă. Zic, ia uite, zic, planuri mari, știi, pentru seara asta. Și zic, bun, zic, și de ce aș merge eu la tine acasă sau de ce am merge noi, zic, la tine acasă, dar el zice... Eu am un apartament, zice, și locuiesc chiar vis-a-vis de magazinul Christian Louboutin. Poți să vezi dimineața când se deschide la 9.
Wow. Și eu stăteam și mă gândeam, știi? Îi zic lui Valeria, pe bune. Și zic așa, zic, și se deschide la 9 și ce? Stau să mă uit la magazin, zic, da. Din camera ta, zic, pot să o fac direct din magazin. Exact. Nu, adică pot să mă cobor sau pot să ajung la magazin și să mă intru direct. Adică, de ce ar trebui să vin la tine ca să mă uit pe geam la magazin? Mm-hmm. Acum mă scuze, extrebi, probabil că ar trebui să stau și capără și în timpul ăla să mă uit la magazin, să zic, vai ce cum mișto, se da, cu ideea da, că vai, poate îmi cumpără niște pantofi și la nou îmi spune să ai deschis magazinul, da, poți să da, pleci. Da, da, da. Poftim, știi? Ceva de genul ăsta. Da. Bă, și stăteam și vorbeam și ziceam, bă, la noi în România, zic măcar, cel puțin, nu știu, când eram în România, bă, metodele de agățat erau mai așa, erau un mai pic, subtile, știi? Da, da, da. Mai drăguțe, mai... Simț, da, da, dar zic, așa, să spui că vin, adică îți dai seama că trebuie să fii, mergi pe prosteală maximă odată ce spui, băi, da. Hai să te uiți de la mine, de pe fereastră, să vezi magazinul, da, da, și ce și să sunt fac. Sunt multe care cad în plasele astea. Gândește-te că noi suntem 30 plus, noi am, da. Noi am copilărit, trăit pe ritmuri vechi, dar ele nu mai fac asta. Dar nu cred că ar fi mers nici la 20 plus. Nu, să știi că nu merg, mai degrabă cad... 30 plus, 30 35 plus, da, plus. Ne spune da. Expertul. Da. Hei, să nu exagerăm. Da, nu. Să știi, deci am rămas cu gura căscată. Da, da, e posibil. Ți-am zis, eu am fost absolut șocată de felul în care ești abordată ca și femeie. Vorbeam cu soțul meu chiar zilele trecute și am zis, măi, de ce nu, nu știu dacă chiar îți place de o tipă în club, de ce nu urmărești, uite, se duce la bar să-și ia ceva. Hai să mă duc lângă ea, da, să-ți plătesc altfel. Eu. Da, da, parcă da. Parcă sună altfel decât da, să ai așa prima un dialog cu alcool. Ca și cum, ce crezi, că ne înveți pe toate și faci cu noi ce? Tot. Tot, nu? Foarte urât, foarte, foarte urât. La fel mi se pare și pe social media. Eu îi las în pace, că asta ziceam, că eu nu am poze cu soțul meu și eu îi las în pace să își facă damblaua, să creadă că sunt singură, că nu sunt măritată, că n-am obligații. Și se oprește acum tot acolo. Acum o să știi. Da, acum o să știi, o să afle. Da, da, da. Hai să te întreb ceva. Spune, te rog. Vis-a-vis de ceea ce faci tu. Pe vremuri, de mult. Așa. De mult. Nu, acum nu eram însurat, nu... Oamenii se pusese pata pe tipă. Așa. Într-un final, după ceva muncă, ai reușit vreo să câteva săptămâni, am mers la hotel dimineața, că m-am trezit, m-am speriat. Deci, jur, n-avea nicio legătură femeia de seara cu aia de dimineață. Deci, când și-a dat machiajul jos, knockout. Și acum vin și te întreb, ai cliente care îți cer să le faci machiaj din ăsta? Gen heavy, să fie de nerecunoscut. Da, da, cu siguranță. Și cred că majoritatea, cred că prea. Care ar fi ideea? Să știi că în ultimul timp s-au mai educat, aș zice eu, clientele. Sunt foarte multe. Marea majoritate optează pentru machiaje naturale, să le pui frumusețea în evidență și cam atât. Dar există și mica minoritate care vine și spune... Machiază-mă, exact, să nu mă mai recunoască nimeni. Păi care e ideea? Că eu nu înțeleg. Ideea transformării. Nu cred că e neapărat alta. Nu știu eu să fie alta. Dar efectiv, ideea transformării, că se văd frumoase cu machiajul și, într-adevăr, e până la prima spălare, cam atât rezistă. Păi știi care e ideea? Eu stăteam și mă gândeam așa, bine, atunci eram, nu știu, aveam vreo 20 de ani, ceva de gen. Da. Da, acum, când văd una machiată așa, uite voi cum sunteți machiate acum, mă, e frumos, drăguțel acolo, nu iese în evidență, nu, frumos. Da. Dacă nu vezi pe aia pictată, văruită, nu mai știi, stai și te uiți, o fi muma pădurii, nu o fi... Ce se ascunde de desubt, nu? Dar vezi exact cum mi-ai spus tu mie, că dacă m-ai fi văzut așa pe stradă, nu m-ai fi recunoscut. Nu, dar nu te-aș fi recunoscut pentru că nu m-ai văzut niciodată, da. Schimbarea de look, cum ne-am întâlnit noi prima dată, nici nu ne-am mai văzut de atunci. Da, da, da. Schimbarea de look e... Păi asta e, despre asta e, știi, și la ele, că vin la mine, se machiază, se îmbracă frumos și se întâlnesc cu tine, când aveai tu 20 de ani. Cu tine acum. Eu cred că la multe este și chestia de dorința de a arăta ca în reviste și de ceea ce se promovează. Și atunci multe, cred că merg pe ideea asta că dacă am foarte mult make-up, înseamnă că, adică, nu știu, mă uit de exemplu pe pagina Dianei și le văd pe gagicile alea machiate mișto.
Și nu știu că de fapt poate acolo nu înseamnă că i-am pus 10 straturi de fond de ten. Exact. Ele da. Nu știu, dar ele se gândesc că probabil despre aia este vorba. Un machiaj foarte, masaj vreau să zic foarte greu. Un machiaj foarte greu, un știi, da. Heavy, exact da, cum da, spui da, da. Tu, cu foarte mult fond de ten, foarte mult păi exact ce spuneam mai tot. Devreme, lui Cip, adică e vorba despre asta, despre da, transformarea exact. De, din cap până în picioare, adică faptul că tu mă vedeai când eu veneam la machiat, nearanjată, nemachiată, necoafată, uh-huh. îmbrăcată de muncă. Fugită de acasă. Fugită de acasă, scăpată de acasă la 4 dimineața. Și eu, nu, dacă mă aranjez și mă pun la punct, nu mai recunosc. Că asta ai spus tu mai devreme. E exact așa și la ele. Nu, doar stai să eu n-am zis asta. Nu, tu ai schimbat ceva la tine. Ok. Deci, în primul rând, ai schimbat culoarea părului, că nu era culoarea părului. Ok. Așa, și ai mai schimbat ceva. Deci, eu nu te mai recunosc pe tine fizic. Fizic. Încerc să-mi aduc aminte. Deci, deci m-am uitat în poze, am încercat să găsesc poze de atunci, de prima dată, dar n-am mai găsit, da, că s-a dus telefonul. Ziceam, nu, exclus, nu. Ne-am mai întâlnit undeva acum de curând, nu mai știu unde. Unde ne-am întâlnit? Ultima dată ne-am întâlnit la botez la Nașu, când le-ai... Acum de curând, anul trecut. De curând nu-i prea de curând. Anul trecut și nu arătam așa. Și stăteam... Nu știu forma buzelor. Da, eu aia i-am zis de când am văzut-o. Da. Forma buzelor. Da. Când și forma buzelor, da. Să știi că de ce contează foarte mult. Da, a schimbat tot. Da, contează foarte mult. Nu știu pe cine am întrebat atunci când ai venit de la machia pe fete. Cine e? Nu trebuia să vină Diana? Păi Diana. Nu. Dar nici n-am mai stat pe acolo. Nu am de treabă. Că da, nu. Și acum, noroc că am ieșit și știam că trebuie să vii și să uita... Da. Era încă cineva la fel ca el care se uita. Căuta priviri. Căuta pe cineva. Da. Că nu. Nu. Mintea mea rămăsese atunci. Da. Diana da. A venit cu soțul, cu ce, uitați că soțul e acolo, hai să ducem gențile, deci așa a rămas. Nici măcar mașina nu mai e alta, dar băi soția. Soția, mă rog, e aceeași, dar schimbată, ușor transformată. Da. De asta am zis că e schimbată și nu uite așa. Da, acum da. Probabil că da, forma buzelor și un are machiaj. Are sens acum, nu? Da. Un machiaj reușit, schimbarea nuanței de păr și... Suficient. Aia e suficient încât să te transform, da. Da. Mai ai întrebări delicate? Da. Da, auzi. De fapt, nu da. Zi-mi așa. Ai fost la multe cliente. Așa. Zi-mi o întâmplare funny care ți s-a întâmplat la o clientă. Întâmplare funny? Tocmai v-am povestit o întâmplare funny pe care nu vă dai aici. Nu de genul ăla, nu. Mai funny de atât... Mai funny de atât, nu acum, dar ideea e că pe aia nu putem să dăm una mai puțin funny, dar care... Mai puțin funny. Care nu e la fel de funny ca aia. Dacă ți s-a întâmplat vreodată să te duci la o clientă și soțul este de la tine? Nu. La 4 dimineața, tu m-ai văzut cum arăt la 4 dimineața? Nu merge pe ideea asta. Spune-mi așa, fii atent, că am eu altă dată, că mi-ai servit-o după asta acum. Ți se întâmplă de multe ori să spună altcineva că o persoană este de la tine și tu nu realizezi? A, da. Nu cred. Da. Tu nu realizezi, tu zici, tu nu mă, ce ai, n-are cum, ce vorbești, exagerezi. Da, există. Se întâmplă. Să stea și, nu știu, de exemplu, soțul tău sau un prieten care stă lângă tine, o prietenă sau mama ta sau cineva, zic, ce mă, ți-a dat la tine pe față? Da. Să spui, du-te mă de aici că nu stă, dar ce, așa se dă la cineva? Eu cred că asta e din cauza noastră, cele care nu vedem asta, pentru că nu vrem să vedem asta. Da, adică nu? Eu nu te, pe tine ca și bărbat, eu nu te privesc așa, ca cel care te dai la mine. Nu? Și atunci e normal să nu văd asta. Dar cineva de lângă mine să observe asta... Marginea vede întotdeauna. Cum? Marginea vede întotdeauna, da, spectatorii. Tu ca și actor principal s-ar putea să nu vezi asta pentru că nu te interesează. E foarte simplu. Adică vezi decât dacă este ceva super mega evident, exact, gen da, ce faci frumoasă, ce faci păpușă sau lucruri de genul ăsta, știi? Dacă nu-i la modul ăsta și e ceva... Da. O amabilitate mai subtilă sau o chestie așa, poate că nu te prinzi. Exact, de exemplu, eu nu. Eu de multe ori recunosc că la modul ăsta de multe ori sunt proastă sau naivă, cum zic Dar știi ce-i culmea la ea? Că îi spunem și ea nici atunci nu crede. Da. Și bănuiesc că așa e și la tine. Nu, eu nu cred asta. De ce să faci asta? De ce? Adică... Nu? Dintre atâtea, de ce eu? Da, mi se întâmplă asta. Serios, mi se întâmplă să mă spună și prietenele asta. Ce fată că s-a dat la tine la mine?
Ai tu că exagerezi. Dar ce, tu ce ai? Dar ce am eu și n-ai tu? Da, se întâmplă, da. Uite, vezi? Nu sunt singura. Nu mai ei mă ceartă de multe ori, știi? Mm-hmm. El, bunul meu prieten Ștefan, la fel. Sorin nici nu mai își bate capul cu astea, știi? El nu... Mi se pare ceva normal, da. Da, doar că... Nu, la modul că nu-și mai bate capul să-mi spună. Mm-hmm. Știi? Că eu sunt la modul, du-te mă de aici, știi? Da. Sau mai primesc chestii de genul ăla. Tu ai văzut cum se uită cu Cutărescu la tine? Eu zic, cum adică? Cum se uită? Păi da. N-ai văzut cum... Când vorbești sau n-ai văzut ce priviri... Ce priviri? Suntem amici sau suntem prieteni sau whatever, nu ne cunoștem sau n-am mai văzut de 3 ori sau... N-ai văzut când a venit să te întrebe nu știu ce și ce? Cum m-a întrebat? M-a întrebat normal, adică nu? Adică la modul ăla e. Da. Știi, adică mă explică la modul ăla. N-ai văzut cum? Ia fi atentă. Și mă uit, știi, dar... E... Și de asta zic că probabil, nu știu, e chestia și de naivitate sau... Nu știu, cred că nu vrei să vezi asta. Dacă probabil, ai fi interesată, poate... ai vedea, probabil. Da, sau poate dacă ai fi interesată, exagerezi. Eu mă chiar nu interesat și amabil. Exact, da, sau... Chiar vreau să fie drăguț cu tine și tu spui... Da. Care-i treaba, da, mi se mai întâmplă și mie, gen, dacă mergem la evenimente, știi? Și să mi se spună, nu știu, să-mi spună soțul, de exemplu, uite, știi? Da, uite cum se uită ăla. Da, uite cum se uită. Sau, privită, da, sau? Ai văzut cum ți-a zis... Dar cum i-a zis? Adică, da, ce are? Că a fost amabil, cum zici tu. Eu văd doar amabilitatea și atât. Uite. Hai să te întreb altceva. Mi-ați ridicat o voi la fileu. Și mie Sorin nu spune că nu există amabilitate. Crezi în prietenia dintr-un bărbat și o femeie? Prietenie și atât? Nu. Ei, vezi, doamna Corina? Nu cred. Ce la să văd? Modul ăla. Nu cred. Adică, cred că, nu știu, e greu în ziua de astăzi. E foarte greu. Eu nu am prieteni bărbați. Tu ai prieteni bărbați. Eu am. Da. Eu nu am, dar mi-ar place să am. Vezi? Mi-ar place să am un confident. Da, știi de ce? Dar e greu. Eu cred că e greu să ai să-și vadă ambele părți de treaba lor. De treaba lor, da, și să-ți vezi chiar de prietenie. Cred că e greu. Am prieteni bărbați. Dar nu atât de apropiați. Am un prieten, da, gen... Chiar ținem unul la celălalt și e un prieten nou venit în viața noastră. Era în cașca noastră de prieten, dar în viața noastră a venit de curând. Și efectiv când vorbește cu soțul meu la telefon, ce face iubita mea? Adică, adică eu și eu îi răspund la fel, dar tu ce faci iubitul meu? Dar e exact sub formă de glumă și niciunul dintre noi nu are, Doamne ferește. Sau e vorba de iubita mea la modul că chiar îmi pasă de tine și așa, dar nu la modul de iubită sau de la modul ăla. Da, dar ce face nu am iubita mea, dar nu, gen, știi, nu la primul gând, la care ce înseamnă ce face iubita mea la propriu. Mm-hmm. Gen, adică persoana noi de care chiar îmi pasă sau... Da. Știi, pentru că acum în ziua de azi iubita mea este folosit la modul ăla. Înseamnă că ești iubita mea, înseamnă că ești nevasta mea, înseamnă că ești whatever. Încă mai aparțin. Exact, știi? Înseamnă că mi-ai aparțin, da. El este, ea este iubita mea pentru că eu o iubesc și de-aia este, ea este iubită de mine pentru că eu sunt prieten, știi? Gen... Adevăratul sens al cuvântului iubită sau iubit. Noi glumim, sau... de exemplu, noi glumim. Dar nu am genul ăsta de un prieten. Dar voi vă aveți și e super fain. Adică mi-ar place să am un prieten băiat să fie așa de, nu știu, dezinvolt și să mă vadă ca pe o prietenă și atât. Cred că cum este și Ștefan, de exemplu. Eu cu Ștefan, de exemplu. Da. Poate l-ai văzut în podcasturi, da? Gândește-te că noi suntem din același cartier din Mangalia, da? Câteva blocuri distanță și ne adunăm aici, de exemplu, că acum suntem amândoi în Anglia. Și se mai întâmplă să fim pe la restaurante, în principal la restaurantele române. Și suntem fix ca două gaițe, exact ca două bârfitoare, să zicem, amândoi. Da, la modul serios. Ne așezăm așa la masă, știi, stăm amândoi, unul lângă altul. Nu mai are loc nimeni lângă noi și chiar dacă are loc altcineva lângă noi, noi oricum nu avem treabă cu restul. Adică gen, dacă eu sunt aici, Ștefan e și Sorin e aici, Sorin are treabele pe telefonul lui și eu sunt întoarsă la Ștefan, înțelegi? Sunt întoarsă spre el și vorbesc eu și... Știi, mai ales spre finalul... Țațele. Exact, ca niște țațe, ca niște gaițe, știi? Și spre finalul petrecerilor, mai ales când lumea începe să se turmenteze.
Da, știi? Da, când da, începe da, să o ia pe ulei un pic. Să-i auzi atunci. Băi, da, murim de râs, știi? Și, dar noi nici nu trebuie să ne vorbim mult, știi? Ne dăm un cot, pac, uite, știi? Și ne uităm, da, da, uite-te da, la ora 3, știi? Da. Pac, da, știi? Da, uite-te da, la ora 9, da, pac, da, știi? Da, știu, sunt femei păi, care și râdem au... de murim, adică... Da, inclusiv da. Joe, la un moment dat, eram la un eveniment și ne amuzam atât de tare și să uitați Joe la noi, gen, oh, what the fuck, da, gen, da, de da, ce da, râdem? Da. Știi că râdeam cu o poftă de... Da. Gen, râdem 15 minute și ne aducem aminte și ne uităm unul altul și ne umflă râsul iar de chestia da, aia da, de mai da, devreme. Da, da, da. Dar ea, gen, suntem acolo unul pentru da, altul, o chestie, băi, ce mi s-a întâmplat, băi, să vezi că m-am întâlnit cu tipa aia, bă, și nu mi-a da, zis da, așa da, da, și da, da, uite, n-am fost așa, știi? Lui. Da, exact, da, exact, da, știi? La modul ăla, da. Sunt femei, cunosc și eu femei care au prieteni bărbați, dar trebuie să fii făcută pentru asta, nu știu. Trebuie să fii muncit cumva într-o lume a bărbaților, cred, mm-hmm, să știi să te comporți cu ei. Mai știi să... ce vorbeam de lumea bărbaților? Da. Uite, da, știu, știu. Cred că e vorba despre asta, știu, da. Să știi să îți menții poziția ca și femeie. Eu, de exemplu, nu pot să zic că am avut contact cu lumea bărbaților, dar uite, mi-amintesc pe mama, care era în lumea bărbaților și era mereu foarte demnă și avea mm-hmm, prieteni bărbați, muncea cu bărbați, dar era foarte demnă și dreaptă și... Era prietenă sau colaboratoare și atât. Da, pentru dar că trebuie să știi, da, trebuie să știi să-ți impui limitele și barierele. Eu nu am avut genul ăsta de amiciții. Da, pentru că tipul îmi spunea și era, cred că, un prezentator american la o emisiune de lui care spune că nu există prietenie, uh-huh, că orice prietenie de genul ăsta înseamnă practic, cred că și Joe mi-a trimis o chestie de genul ăsta la un moment dat, tocmai pe ideea asta că eu am mulți prieteni uh-huh, bărbați, pentru că spune că el așteaptă practic o ușiță, orice prieten care se dă, orice bărbat care se dă un prieten al unei femei, așteaptă practic o portiță ca să aibă acces mai departe, mm-hmm, știi? Da. Și eu la un moment dat îi spuneam un tip așa, bă, având în vedere cât de rele sunt femeile, eu am avut prietene până de curând. Mm-hmm. Eu nu mai am prietene la modul ăla. Am da, prietene, dar nu confidente, cum spui tu. Da. Nu, nu, nu mai am. Confidenta mea cred că e mama. Mm-hmm. Pur și simplu, nu am găsit pe cineva, de exemplu, care să nu mă judece sau să pot să, știi, să vin la tine să zic, mă, Diana, uite, fii atent, am făcut o chestie da, și tu să-mi spui, vai, dar de ce ai făcut așa? Știi, mie mi se pare că chestiile astea n-au rost. Păi, deja am făcut-o, n-are da, rost, nu vreau uite, să... Eu vreau doar să fii acolo. Aici, da. Știi, vreau doar da, să fii acolo să mă asculți, da, atât. Da, fii atent da, să vezi da, ce rahat mare am intrat. Da, știi, da, hai să-ți da, spun da, da, cum da, am făcut ca să ajung acolo. Eu deja sunt, nu? Da. Gen, eu deja da, sunt conștientă că da, da, de gravitatea greșit, situației. Da, da. Nu trebuie să mai vii și tu să mai impui uh-huh, grămadă peste, știi? Exact. Și atunci îi spuneam, băi, zic, știi ce? Eu știu. Zic că poate, zic, în lumea asta a bărbaților în care lucrez uh-huh, și în care mă învârt, sunt unii din ei, sau poate toți, n-am și mică de nici nu mă interesează, exact, care vor mai mult. Dar zic, atâta timp cât eu știu cum sunt eu, nu mă interesează. Exact, da, sunt conștientă și pe partea cealaltă că femeile sau neveste, soții, prietene, iubite, mă consider o panoramă, că nu-și închipuie da, da, că da, relația noastră poate fi de atât și nimic da, mai mult, da, da, înțelegi? Da. De exemplu, și cum am zis cu Ștefan, păi noi ne luăm în brațe, ne pupăm, ne strângem tare, da, tare, da, ce da, faci, știi? Da, sunt da, supărat că nu mi-a ieșit pasența cu tipa da, aia cum da, plăcea da, de ea sau whatever sau nu știu, hai să-ți arăt ce-mi scrie una da, 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 știi, la da, modul ăla dar îi spuneam lui ce femeile sunt atât de rele da, da, e foarte greu să găsești o prietenă adevărată prefer, prefer să merg pe ideea că un bărbat vrea ceva mai mult de la mine da, dar da, să știu că pot să fiu confidentă uh-huh, da, 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 știu ce zici da, decât să merg cu o femeie care să se prefacă mm-hmm, și să că e acolo, exact, și nu doar să mă judece. Să împrăștie și vorba, da, 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 da. Da, nu doar să mă judece. Ei, dar întotdeauna, știi, știi povestea aia cu zvonacul și răspândacul? Nu. Cum nu? Nu. Adică e unul sau da, una care stă și vede ceva, o vede pe voi două și după aia răspândește. Fată, vezi că am văzut-o pe Corina și pe Diana, erau la un pub acolo, cred că s-au sărutat. Și acolo a plecat tot.
Da. Zvonacu. Eu și știu partea și ailaltă. Sunt răspândacii aia care duc mai departe, dar mai, mai pun câte ceva. Da, da, mai adaug câte floare, ceva. Da. Și tot așa. Eu știu partea ailaltă în care trebuie, dacă vrei să ajungă o informație maximă, trebuie să știi cui să o spui. Da, da, da. Și după aia la final exact, să adaugi, da. Te rog, nu mai spune da, la nimeni. Da, 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 exact, da. Nici nu o să, nici nu o să spună nimănui. Știi? Nici nu, da. Exact. Uite, eu am prietene foarte bune, prietenele mele din liceu, gen foste colege de clasă, care îmi sunt extraordinar de apropiate, dar am o singură confidentă și nu e niciuna dintre ele, pentru că e greu să găsești un om care să-ți înțeleagă. Nu, dar și în care cele mai încredere, adânci, nu știu, gânduri și sentimente și trăiri și un om căruia să poți să-i spui exact așa cum ești tu și ceea ce gândești tu. Exact. Am o singură prietenă și mulțumesc pe calea asta. Chiar ne-am declarat una altăia de curând, mm-hmm, dragoste eternă. Dar e foarte greu să ai încredere, în primul rând, să-i spui unui om tot ce gândești și tu. Să știi că într-o zi nu te ceri, da, cu omul ăla și nu începe și nu te judecă, să da, un popcorn, adică, da, și să împrăștie, da, 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 să spun, da, absolut tot. Exact, da, 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 da. Toate, nu știu, confesiunile tale. Da. Cum e un da, preot. Da, 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 exact. Zi-mi așa, că ne apropiem de final. Care sunt, nu știu, cerințele pe care le ai tu sau care au fost cerințele cele mai dubioase pe care le-ai avut tu în materie de make-up? Sau cred că mi-ai povestit la un moment dat, mi-am adus acum aminte, nu știu dacă mai sunt cliente, nu o să spun ce mi-ai povestit, da, da, că e, rămâne așa, la alegerea ta dacă spui sau nu, de anumite afirmații pe care ți le-au făcut niște cliente foarte bine educate. Încerc să-mi aduc aminte. Dar nu reușesc, da. Așa, despre cum ar trebui să arăți tu, despre ce ar trebui să-ți faci. Niște cliente care nu erau ele neapărat cele mai... Am povestit eu asta, nu mai știu. De asta mi-am modificat forma buzelor. Nu știu, chiar nu mi-aduc aminte, chiar nu mi-aduc aminte. Cerințe, nu știu, cred că a venit tot din partea unui bărbat. Eu nu m-am ocupat în viața mea cu pensatul. Uh-huh. Și îl întâlnisem chiar la o clientă acasă și îmi trimisese mesaj: bună, poți să mă pensezi și pe mine săptămâna viitoare, în condițiile în care eu nu pensam, eu mă cheam pentru evenimentul respectiv. Dar propuneri altfel nu, nu știu, nici în meseria mea n-au venit propuneri de transformă-mă din bărbat în femeie. Aș vrea să-mi povestești, să dau exemplu ce mi-ai spus, dar nu știu dacă nu o să fie weird. N-aș vrea să dau din casă ce nu trebuie dacă să dau. Eu nu mi-aduc, dacă eu nu mi-aduc aminte, și... nu cred că o să-și mai aduc aminte cineva. Așa, bun, atunci pot să spun, să spui, da? Da. Pot să zic. Mi-ai povestit la un moment dat, într-una din dățile în care ne-am văzut, că ai ajuns la o clientă care a început să-ți spună că nu arăți atât de tânără, cred că. Ah, da, gata, stai, eu m-am dus aminte, da. Cred că era vorba despre o poză de-a mea de la profilul de Facebook și îmi spunea că arăt în realitate mai tânără decât în poză. Nu, nu? Invers. Invers, da. Că nu arăți atât de tânără pe cum arăți acolo. A, și da? Că da, că ar trebui era să-ți mai faci asta, ceva. Și că stăteai și te uitai la ea așa. Acum nu știu, am înțeles că nici... nu știu dacă să mă duc în detaliu, da, așa, dar că mai e clientă, ci că atât timp cât nu dăm nume, nu dăm nume, că nici nu mă interesează de obicei numele, mă interesează poveștile, că probabil cum nici nu cunosc persoanele despre care e vorba, știi? Dar îmi spuneai că avea și o dantură mai așa, cu pauze, cu lipsuri. Da, cred că încep să-mi amintesc, da. Așa. Avea o dantură așa și totuși ați atrăgea atenția despre cum ar trebui să arăți tu și pentru faptul că, băi, ce crezi, nu arăți chiar așa. Ar merge niște botox la mine, nu? Ar merge niște botox. Și la ea un pic de dantură prelucrată. Da, asta se întâmplă, îți dai seama că ele au așteptări de la noi ca noi să fim scoase din cutie, perfect aranjate, frumoase, exact cum îți povesteam mai înainte despre domnul ăla care îmi spunea mie: a, păi nu crezi că ai machiat-o prea tare pe soția? Păi zic, astea au fost cerințele, mie mi se pare ok, dânsă îi se pare ok, e mulțumită. Acum nu știu dacă o fi prea mult sau nu pentru dumneavoastră. Păi da, da, uite-te la dumneavoastră, de ce nu ești machiată? Și le întreb, da, mă iei cu tine la botez? Plecăm împreună de aici? Eu nu știu, eu sunt aici la muncă.
n-am venit aranjată, machiată. Și acum mi-am amintesc că nu ți-am spus altă poveste, îmi dădea exemplu pe o altă tipă, tot make-up artist, care venise la 4 dimineața machiată, aranjată. Ok, eu prefer să dorm o jumătate de oră în plus decât să mă aranjez, să mă machiez. Nu să vin aici pregătită de botez, că nu plecăm împreună. Dar da, el se așteaptă de la noi ca să venim mereu scoase din cutie, aranjate. Venim spălate, curate și cam atât ne facem treaba. De asta se întâmplă de multe ori să ne întâlnim. Dușate. Da, exact. De asta se întâmplă de multe ori să mă întâlnesc cu cliente pe stradă, știi? Sau în localuri diferite și să fiu aranjată și să arunc și eu un zâmbet, știi, sau să uite-le la mine, măi, eu știu pe fata asta, de unde o știu, știi? Nu știu pe fata asta, o știu pe asta, că mi se pare cunoscută, nu știu de unde s-o iau, știi? Da. Mi-ai povestit-o la fel de o tipă, așa. N-am voie să zic, da, nu? Spune. Că eu mi-am voie să spui, că văd că ai memorie mai bună decât ta. Așa, mi-ai povestit despre o tipă la care te-ai dus să-i faci părul. Și a spus că s-a spălat de 3 ori pe cap. Mamă, cum a fost asta. Da. Și tot nu era să fie. Și era năclăit, da, practic, da, undeva, da. Undeva în spate. Cum? Da, se întâmplă, îți dai seama că se întâmplă. Na, nu are toată lumea condiții bune în Londra. Din păcate. Crezi tu că despre asta e vorba? Am apă, am șampon. Încerc să fiu drăguță. Nu fi. Încerc să fiu drăguță. Na, se întâmplă. Îți dai seama că se întâmplă tot felul. Să nu știe să se spele pe cap. Da, să nu știe să se spele, să aibă părul prea lung și n-am ajuns în spate, că plângea copilul, că... N-am mai ajuns în spate. Mi-am dat doar aici în față, așa puțin, că e ok, e suficient. Da, exact. Da, se întâmplă. Sincer, de asta cred că n-am putut să lucrez cu părul eu. Mai faci păr acum? Da, coafat, da. Dar nu la modul ăla, de a tunde, de a vopsi, că... Nu. S-a întâmplat să ai vreo clientă cu păduchi? Nu s-a întâmplat. Nu? Eu eram mai apăducheasă în copilărie, nu ele. Nu, auzi, mă, Cip, da. Scuze-mă o secundă. S-a întâmplat să ai vreo clientă care să fie atât de nespălată încât să le fuți să-i faci părul? Da, asta despre care am vorbit eu. Acum știu că i-am făcut pe efectiv un nimic. Mi-aduc aminte perfect persoana de care îți spun. Ai mai mers la ea? Nu. Dar, gen, n-am cum să refuz, pentru că profesional trebuie să-mi fac treaba. Ok, întreb, te-ai spălat? Da, am spălat. Bine? Cu șervețele umede. Îmi fac treaba și cam atât. Să știi că sunt mereu super profi. Nu-mi permit să... Da, să jignești. Mai mult să jignesc, exact, sau să fac omul să simte prost, nu sunt deloc în caracterul ăsta. Dar a doua oară, clar, nu o să mai fie clienta mea. Că na, nu-mi face plăcere din punctul ăsta de vedere. Chiar dacă ești drăguță, amabilă cu mine, condițiile de muncă trebuie puți. Să fie minime, exact. Păi dacă puți! Da. Miroș nu foarte frumos, ca să da, exact, da. Na, se întâmplă și tu vară, căldură. Da, dumneavoastră mă deranjează un pic. Da, se întâmplă, da. Și dumneavoastră așa, cam la ce perioadă de timp faceți duș? Vă spălați? Da, nu, că noi făceam doar sâmbătă, așa am rămas pe ideea asta și mă gândeam acum, poate... S-au schimbat zilele între da, ele. Aici în Londra tot doar sâmbăta? Și sâmbăta asta ați omis. Că ați avut un botez și... Încerc să-mi imaginez pe Corina în locul meu, știi, să fie ea make-up artistul sau... Nu, că exact cum spuneam, vorbeam cu tine, cu persoanele care nu sunt din cercul meu, nu pot să fiu, știi, eu sunt acum, eu așa, da, figura mare. Nu face din astea, nu. Da, exact. Dacă își permite, da. Și acolo trebuie să ajung la o limită. Da. Adică nu-mi plac conflictele de niciun fel. Bine, la o limită, de exemplu, cu mama n-am limită, că e mama și cu mama mă iau, uite așa, am făcut, am trecut mai departe, da, gata. Dar da, nici nu-mi plac oamenii care țin foarte mult, știi? Ai făcut așa? Nu că mi-ai zis mie atunci, știi? Păi bun, dacă nu ești pregătit să auzi, du-te, știi? Da. Dar trebuie să fie ceva mult care să mă deranjeze la modul serios.
curios, astfel încât să pot să zic, bă, gata, fii da, atent până aici, știi? Altfel da, nu. Da, 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 și eu sunt la fel. Altfel nu. Cu cei din jurul meu e cu totul altreva, cu Sorin, cu mama, nu știu, da, chestii da, de genul ăsta. Cu apropiații. Păi, acum după perioada lungă de timp la o, într-o serie. Dar la un moment dat când ne-am zis, bă, da, până când o viața da. Mare și un trai nefericit. Exact. Da, ce revenire aia. Pe de la setările din Dar nu, la mine durează, știi, e chestia că eu sunt vulcanică de multe ori. Dar crede-mă că de foarte multe ori nu spun, adică țin interior, mama aș spune, deci ce e în capul meu, da, da, vai, da, da, da. Știi, dar stau vulcan, așa, roioși. Dar nu stau iese. Doar și mă uit și nu zic nimic, știi, da, nu. Știu. Și după aia mă calmez, dacă am trecut, da. Știi, pragul, de chestia, și cu Sorin da. Sunt la fel, mă apucă de la ce câteodată, mamă, maxim, și zic, hai, lasă-mă în pace, închidem telefonul, lasă-mă în pace, da. Ne auzim mai încolo. Dacă mă închis telefonul, eu după 3 minute, nu știu dacă trec 3 minute, am luat cu altceva și gata, după aia dacă mă sună, zic da. Da. Știi, ca și cum nu s-a întâmplat absolut nimic. Știi? Da, uiți când te cerți cu el? Uiți de ce te-ai certat? Bă, se întâmplă asta? Ne certăm în principal, dar nu știu dacă uit. Da, mie mi se întâmplă asta. Să uiți? Da, da, da. Ne-am certat astăzi și mâine când sun eu și tu ești aici. Da, noi nu ținem niciodată până mâine. Nu, nu există. Nu eu există mă întreb, dar de ce ne-am certat ieri? Că am uitat. Da, știi de ce? Stai că ți-aduc eu aminte. De ce? Pentru că e un motiv prea... Prostii, da, da, nu e ceva exact, serios. Da, 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 nu e nimic da, da. Serios. Dacă era gen ce ne-ai povestit tu mai devreme, da, cred că n-ai... Da, da, da. Ferească Sfântul, da. Ai văzut cum a zis? Ferească Sfântul, că... Da. Ce vei știi, domnule Sărăie? Domnul soț al Dianei... Da. E serioasă doamne, treaba, doamne. Nu? Da. Da, deci nu, cu clienți, am și eu că și eu merg la clienți acasă. Da. Și crede-mă că de multe ori merg în niște condiții. Da, da, deci când ajung acolo, nu vine să cred, știi unde am intrat, unde am ajuns, ce caut acolo, mă întreb. Da. Dar nu, fac treaba la fel. Exact, de multe ori așa, pe un colț de salteluță jos, eu îmbrăcată, știi? Da. Office toată. Nu mă duc foarte, nu exagerez cu ținuta de office, mă duc super office, nu știu, poate când avem noi întâlniri la noi, ceva de genul ăsta. Dar la clienți nu mă duc pentru că nu vreau să-i fac să se simtă inconfortabil ca și cum să creezi distanța aia dintre noi, eu sunt aici și tu ești un nimic, pentru că nu, încerc să fiu așa, un smart casual ceva, știi? Da. Să nu merg nici în training sau în pijamale, dar nici să nu mă duc pe tocuri de 12 și cu rochia super mulată pe mine, știi? Da. Și oricum iau în considerare când, în principal, când sunt familii, când sunt, adică chiar să am o ținută decentă, știi, să nu... Se uită soția, nu știu cum, la mine, știi, uită și pasa, vin să atrag atenția aici. Exact, știi? Dar aici sunt în podcast, îmi permit. Sunt în podcast aici, nu mă duc așa la clienți, ce ai nebunit la cap? La clienți pe asigurări, să ne înțelegem. Nu fac OnlyFans și nici escortă nu sunt. Precizează să se înțeleagă că cine știe ce oferte mai primești. 4.000, 6.000, 8.000. Mesaje pe TikTok unde spun că m-au găsit pe Publi24 sau pe, cum se cheamă ăla, de escorte de aici din UK? Nu știu, habar. Ai zis mai devreme de el că ai pus. Da, am făcut reclamă la noi, dar nu mai știu cum se numește site-ul. Mi-a șters Dumnezeu site-ul ăla din cap, se numește Viva Street. Viva Street, așa. Păi Viva Street. Nu-i fac reclamă, dar spune ceva că m-a găsit acolo. Zic, băi, ești nebun, trimite și mie dacă m-a găsit acolo. Pe bune. Da. De ăștia sunt oameni care, ce să zică și ei altceva. Știi atât. Nu, e posibil chiar să fie acolo. Să-ți fi luat cineva pozele, să le fi pus acolo. Da, eu aș vrea să le văd. Și când ajunge un client la ea, să aibă un șoc. Dar stai că tu știi, uite. Eu aș vrea să văd dacă chiar s-a întâmplat treaba asta. Chiar voi uite să-mi trimită cineva un print screen, să-mi trimită ceva, o fotografie, o ceva, să zică, bă, Corina, uite. Da. Te-am găsit uite aici. Uite te-am găsit. Exact, da, știi? Da. Nu așa, te-am văzut eu acolo. Da, știi? Așa și eu pot să zic. Știi, te-am văzut ieri, cerșeai bani. Să-ți iei o pâine. Știi? Exact. Adică... Ai nevoie de bani. Da, am primit un mesaj pe ei. Deci ai nevoie de bani. Ai nevoie de bani. Da, la n-am răspuns că mama m-a așa cât să ceri, da, și mama a luat așa pe nepregătit în carmeza, ai nevoie de bani, am intrat, mi-am verificat contul și bă, nu, e sunt ok. Da, e regulă. Stau bine. E regulă. Cred că nu mai am întrebări eu. Ciprian? Nu te uita la mine, că nici eu nu mai am. L-ai terminat așa rapid? Ei, aș mai avea, dar nu.
Deci nu ai avut toți de ăștia care să-ți trimită mesaje după ce ai plecat de la cliente, no, de la... Că pe mine nu mă surprind chestiile astea, adică la cât sunt convinsă că tu? Dacă m-aș duce îmbrăcată inadecvat sau machiată, aranjată, coafată... Nu, hai să-ți povestesc că eu cum am primit. La felul în care eu mă prezint la cliente, ok, mă prezint decent, dar nu mă duc într-un fel atractiv, nu cred că... Nu cred că are legătură. Nu, pentru că de multe ori, indiferent ce pui pe tine, dacă vine bine, știi, ce să fac? Să mă îmbrac cu un sac? Ce să pun pe mine ca să, bă, nu, știi? Dar gândește că eu le transform femeile, adică cum să uite la mine eu nemachiată, nearanjată, când eu le transform femeile? Nu știu, femeile. Uite, mie mi s-a întâmplat. Ai rămâne surprins. Da? Am fost la un cuplu cu copii, avea 22 de ani, 23, ceva de genul ăsta. Ea nu m-a plăcut de la început. Eu știu că ea nu m-a plăcut de la început. Pe scurt, am fost la ei, ea n-a vrut nicio asigurare, am știut, o costa foarte puțin, fiind foarte tânără, nefumătoare, undeva 10 lire, 12 lire pe lună, am știut că nu vrea pentru că nu mă place pe mine, am știut clar, pentru că el a spus că îi plătește el polița din contul lui și 10 lire pe lună, pe serios acum, știi, adică e o nimica toată. Și nu a vrut sub nicio formă. Din, încă o dată, da? Ea 22 de ani, 23, ceva de genul. A doua zi sau a treia zi, el îmi spune mie. Îmi scrie mesaj pe WhatsApp și îmi zice ce frumoasă ești și zice, mă mir că așa zice, o fată ca o fată așa tânără ca tine e singură. Eu nu știu cum a ajuns el la concluzia că sunt eu cum singură. Ajung toți. Știi? Și zic eu, zic o fată așa tânără, eu am, zic, cu 11 ani, aveam atunci, cred că, sau cu 10 ani, ceva de genul, mai mult decât are soția ta. Gen. Da? Și zic, așa tânără în ce sens? În toate sensurile. Tu ai acasă... Da, gagica era însărcinată atunci. Se înțelege. Știi? Și zic, tu ai o gagică, tu ai acasă tânără. Da? Și zic, tu îmi scrii mie că ce? Că zic, eu am destul, încă jumatea vârstei soției tale, zic, eu am peste. Ca și cum. Știi? Că ea dacă are 23 și am 11, 12 peste, nu? Și zic, cum? Și nu mai țin minte ce mi-a scris atunci, dar nu mi-a mai scris după. Știi, s-a potolit, nu știu, căsătoritată sau nu știu, înțeles, vai, mă scuzi. Am apreciat totuși că mai sunt totuși bărbați care țin cont de chestia asta, că eu de multe ori sponsorim, bă, dar sunt măritată, știi? Și atunci așa și? Așa și, da. Da, știu, cunosc. Și ai tu impresia că îl oprești pe ăla? Da. Știi că îi spui tu că ești măritată și ești mai interesantă, poate. Dar sunt mulți care acceptă asta, statutul de... E mai bine? Ție măritată. E mai bine, stres mai puțin, bătaie de cap mai puțină, nu? Exact, da. Are cine să se ocupe de cheltuieli, de toate cele. Nu? Păi cum? Da. Bun, Cip, dacă nu mai ai nicio întrebare? A, nu, eram de acord cu ce ziceați voi mai devreme. Total de acord. Total de acord. Deci tot pe femeie meritate mergi și tu. Cum, ce? Nu, n-am auzit. Nu mai înseamnă, iau să-mi pe autostradă. Am vrut să te întreb ceva mai devreme, dar pe tine, dar... Doamne, ferește, bine că nu mă mai întrebi. Mi-a fugit ideea. Da. Dragilor, Diana, stop. Prin rând îți mulțumesc. Stop! Păi, haide să urmăm formatul emisiei. Dar Diana, ai voie, te rog frumos, să-i pui 3 întrebări Corine. Nu 3, ai pus tu un număr de 3. Bine, ai voie să-i pui oricâte întrebări vrei tu Corinei și de orice fel. Eu cred că i-am răspuns oricum din să știi că mi-am răspuns la toate întrebările la ce discuție am avut aici. Mamă, voi două cred că v-ați vorbit înainte. Canterii și bărbați. N-am vorbit, dar nu despre asta. Am înțeles. Chiar am păi am spus singură, exact, de exemplu, ce propunere am primit. S-a destăinuit. Da. Ce să mai spun? Nu, chiar nu vine nicio altă întrebare. Am auzit suficient. Ai auzit suficient? Am auzit suficient. Că dacă mă gândesc, mai găsesc exemple și îți mai dau. Da? Dacă mă chinui un pic așa, te-ai alte picanterii tu? Ai tu întrebări pentru mine? Te las. Nu, dacă eu ți le trimit prin mesaje, pe sunt. Întrebări în podcastul trecut 3 ore. Da, știu. Și mai avea? Nu, n-aș mai avea eu, dar ăsta e formatul emisiei tale, da? La final, invitatul trebuie să spună niște întrebări.
S-a transformat în producător omul ăsta. Clar, nu? Da. Deci dacă Diana nu mai are alte întrebări și nici invitații noștri de pe canapea. Așa, da. Se acceptă. Așa. Diana, îți mulțumesc încă o dată că ai venit. Cred că cine te caută te găsește pe, după numele tău pe, pe Insta. Oricum este foarte ocupat, așa că nu am speranțe foarte mari, nu? Nu fi răuță. Sunt răuță, nu sunt. Dar la modul că dacă vrea cineva să se programeze, chiar trebuie să o facă din timp. Da, da, da. Programările în general se fac din timp, da. Foarte din cât timp. Cât mai din timp, poate. Gen, nu, din timp nu înseamnă o săptămână. Nu, crezi nu asta, două... Nici o lună. De multe ori nici o lună nu înseamnă din timp. Nu, cam o lună jumate, două luni, undeva pe acolo, ca să fie o șansă că, băi, am reușit să te strecor, exact, să strecor pe undeva. Da. Eu știu pe cineva care vrea să facă programul de pe azi pe mâine. Da, sunt știu și eu. Și când îi zice persoana respectivă, cum nu? Da, cum nu? Da, da, păi nu, că știi... Da. Nu. Da, primesc și eu un. Nu vrei. Săptămânal, nici eu nu am săptămânal. De pe o zi pe alta timp. Da, 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 săptămânal. Și nici nu mă aștept la alte persoane. De multe ori uit că trebuie să programez ceva și când încerc, mă aștept să nu se poată pentru că mi-am amintit foarte târziu. Deci nu. Da, n-ai cum să fii. În jobul ăsta n-ai cum să fii disponibilă de azi pe mâine niciodată. Niciodată. Da. Oricum femeile nu sunt disponibile. Exact. Dragilor, vă mulțumesc încă o dată. Dacă aveți întrebări, sugestii, le așteptăm, nu știu, în secțiunea de comentarii sau orice altă secțiune. Mulțumesc asistentului meu care a participat alături de noi astăzi. Mulțumesc Dianei. Cu drag. Mulțumesc că și a venit în podcastul nostru în sfârșit și că ne-a povestit ce face și ce a făcut. Vă pup și pe data viitoare. Nu știu la care cameră să mă uit.